Între timp a intrat și Carmen Hara, dacă tot vorbim de americani. Ia să vedem cum se vede de pe celălalt mal al Atlanticului Bună seara, doamna lucrul Carmen. ăsta. Vă pup. Carmen Hai. Hara, actualmente aflată la Miami, amintesc că Adriana este la Chicago. Nu e foarte mare distanță între Miami și Chicago, sunt pe aceeași coastă, pe coasta de est. Bună seara, Carmen, ce Vă faci pup. tu acolo și ce Eu zic sunt aici românii? de 40 de ani, de o viață de om. Deci, Da. dacă se născuse Diana Șoșoacă, de când am ajuns eu în America. Da, și vorba, America s-a schimbat enorm de mult în 40 de ani. Ce să mai vorbim? Toate țările au interese, nimic de spus. Întrebarea este ce se poate face la ora actuală? Întrebarea este ce mai pot să facă românii la ora actuală? Cum putem noi să eliminăm corupția care este în România, în special după căderea lui Ceaușescu? Eu spun ce văd eu din punctul meu de vedere, de aici, de unde sunt eu, mă uit cu uimire de ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în Europa, dar special în țara noastră. Ce se poate face ca țara noastră să-și recapete puterile? Ne trebuie o forță cum este Diana Șoșoacă, ne trebuie un om care să spună lucrurilor pe nume, care să nu-i fie frică. Pentru că noi trăim în frică. Omenirea trăiește în frică, ne e frică de orice, mai ales că acum ne e frică de războaie, ne e frică de ruși, dar ne e frică și de americani. De ce nu ne este frică? Cât trăim în frică, nu o să realizăm nimica. De aia ne trebuie un om curajos. Și un om curajos este Diana Șoșoacă. Ea nu are, cum să spun, ce e îngusă și îngăpușă, ce gândește, ea spune. Și categoric, oricât ați vrea să o crucificați, să o faceți extremistă, sau faceți-vă cum vreți. Ea dorește în sufletul ei, și Du-te-l-ai. asta este evident. Dorește o transformare a României, dorește ca România să se unească, să recapete forțele și este posibil. Dar numai cu oameni de genul ăsta putem merge înainte, că dacă rămânem cu aceeași conducere cu care suntem de atâția ani, care funcționează pe aceleași principii. Cei la conducerea României funcționează pe principiile comuniste, zic eu, care uite unde am ajuns cu principiile astea. Să excludem din ecuație orice și numai să vedem problema care este în, spune să-ți vezi problema din grădina ta. Ce-i de făcut cu românii, cu România, la nivelul lor, acolo, local? Sigur că vrem să punem din punctul de vedere al diasporei, dar acolo, local, trebuie făcute niște mutații de 180 de grade într-o altă direcție, pentru că altfel nu se poate merge înainte, batem pasul pe loc, rămânem în aceeași situație. Situația în care suntem nu avantajează România nici în perimetrul Europei, nici în perimetrul internațional, nici în perimetru. Deci ne pierdem identitatea, deci românii își pierd identitatea și nu se mai regăsesc. De asta ne trebuie o doamnă de fier, o mână de fier, cineva care să fie atât de radical și atât de vehement încât să poată să schimbe structurile astea care s-au înrădăcinat atât de puternic cât au dezrădăcinat România. România e dezrădăcinată ca țară, ca tot, că de-aia jumate populația a fugit de acolo. De ce au fugit, nu știu din ei, nici ei. Au avut doar o viață mai bună, s-au săturat de ce se întâmplă, să trăiască puțin mai bine. Și săracul român a acceptat orice fel de compromisuri numai ca să aibă un trai puțin mai bun, să-și aibă ce să-și pună pe masă. Nici n-a dorit mare lucru. Și iată unde s-a ajuns, încet și sigur, încet și sigur am ajuns la o prăbușire a unei nații care de mii de ani s-a luptat totdeauna să se țină cu fruntea sus și să-și apere, cum să spun, ograda și demnitatea lor ca popor. Ceva spune, batem pasul cu sistemul financiar global. Orice sistem ar fi și oricum ar fi, lumea întreagă e într-o degringoladă. Omenirea este, cum să spun, împinsă în dreapta, în stânga. Nimeni nu știm unde o să mergem în viitor și unde mergem. Nu putem să mergem bine așa cum se arată. Țara s-a vândut, că s-au vândut și cimitirele. S-a vândut și cimitirul Belu la niște nemți care n-au știut că la cimitir. Deci până acolo am ajuns, fraților, să vindem cimitirele. Ce vrem să mai vindem? Dacă și pe aia de pe lumea alaltă le-am vândut,
Deci iată cât suntem de vânduți, de pierduți și de cum să spun, total debusolați în fața unei realități. Ne trebuie un duș rece, ne trebuie ceva putere, ne trebuie ceva să ne zguduie din rădăcini ca să ne trezim la realitate și ca românul să revină la realitatea lui de român, să devină românul care a fost el de întotdeauna, de pe vremea Valahiei, de atâția sute de ani. România nu cred că se credea vreodată să ajungă unde s-a ajuns și să nu mai dăm vina pe alții, să vedem ce putem noi să facem în ograda noastră. Pentru că sunt multe lucruri care se pot face și cred că primul lucru trebuie dată jos structura asta. Că structura asta este ca o casă construită pe o fundație putredă și se poate dărâma în orice secundă. La primul cutremur cade tot. La un cutremur mare, cum vin un an de cutremur, o să cadă tot Bucureștiul. Deci, și cine vine acolo? Că pe nimeni nu interesează nimica. Dacă noi nu interesează de noi, crezi că vin globaliștii sau americanii sau rușii să ne salveze? Nu ne salvează nimeni. Țara ne o salvăm noi, noi românii. Ori de unde ar fi, dacă gândim românește, dacă vedem realitatea așa cum e, dacă ne implicăm în realitatea asta, fiecare în felul lui se poate face o mutație de 180 de grade. Eu zic că România va avea această mutație și eu susțin pe Șoșoacă pentru că așa cum este ea, chiar dacă merge în disperarea ei până la extremă, poate până la o nebunie. Avem nevoie de nebunia asta pentru că altfel n-avem cum să schimbăm tot ce s-a rădăcinat în rău de atât amar de vreme. Trebuie să ne unim forțele și să luăm femeia asta de exemplu ca o energie feminină care poate să dezrădăcineze rău. Și se va întâmpla, o să vedeți. Da, mulțumim, Carmen Hara, rămâi cu noi dacă mai poți să stai cu noi, desigur, pentru a ne spune un pic mai târziu cum vezi lucrurile, dacă într-adevăr Diana Șoșoacă și SOS vor face o mare surpriză la aceste alegeri europarlamentare, în primul rând, pentru că suntem aici cu diaspora și diaspora vrea să știe ce se va întâmpla la alegerile europarlamentare. Mai multă lume, că te întrerup, și nu-i frumos să te întrerup, dar mai multă lume o vrea pe Șoșoacă decât vă puteți imagina. Orice om care gândește de bine, care s-a săturat de putregaiul ăsta, s-a săturat de nemernici ăștia, oricare din voi, în sufletul vostru, zice, măi, mergem cu femeia asta, că asta ce are în gusă și în căpușă și asta are forța să țină piept la 100 de bărbați. Eu respect asta la o femeie, am respectat totdeauna. Femeile astea care au forța asta în ei, care vine, ea vine din convingerea ei până la extremă. Până la un sacrificiu. Dom'le, eu renunț la căsnicia mea, eu renunț la tot ce am eu. Renunț pentru că îmi dau seama că dacă eu nu vreau să mă arunc, să mă sacrific, că sunt în pași, nu? Vorbim de sacrificiu. Dacă nu mă sacrific eu, cine o să se sacrifice? O să vină vreunul de pe stradă așa la întâmplare? Nu. Și femeia asta știe legile și știe toate mârșăviile care le-au făcut bandiția pe acolo peste tot. Știe toate furtișagurile. Ne trebuie cineva care acționează din toate punctele de vedere, și politic, și legal, legalitățile îi poate ataca și asta nu le convine, de asta ar vrea să o linșeze. Și încearcă să o linșeze, aici este pericolul, de aia trebuie susținută, pentru că pe ușa din dos totdeauna sunt manevrele astea extrem de periculoase. Dar nu cred că există un lider mai puternic, mai pregătit, că ea e pregătită. Ea e pregătită din toate punctele de vedere și pentru sacrificiul ei și pentru a ataca legal și cunoaște pe toți mârșavii ăștia, fiecare cum a, în felul lui a contribuit la prăbușirea acestei țări încet și sigur. Da, ne trebuie o Diană clonată, putem să o clonăm dacă vrem că lumea de asta se clonează totul, dar mai greu să clonăm sufletul ei pentru că ea are o mare inimă și ar trebui să o aplaudăm și să o susținem și eu zic că împreună putem. Noi, mai ales diaspora, suntem foarte puternici. Suntem foarte mulți în diaspora și noi vedem din afară lucrurile care se întâmplă acolo. Ăia dinăuntru câteodată n-au percepția reală. Din afară vii și vezi cu mai multă claritate ce se întâmplă acolo și cum se poate interveni. Și eu sunt absolut convinsă că dacă acum de pași ne rugăm la Dumnezeu, că mare e Dumnezeu,
să ne facă odată dreptate în țara asta, că prea de multă vreme, prea de mulți ani se întâmplă ce se întâmplă și nu s-a putut pune capăt. Asta e o oportunitate. Ăsta este un an karmic. Ăsta este un an al dreptății, este un an al justiției. Nu întâmplător a apărut ea, că n-a apărut din cer. Ea este trimisă în felul ei, este menirea ei, este, cum să spun, karma ei, dharma ei, cum vreți să o numiți. Dar ea este singura care poate să facă și niciunul din ceilalți, că niciunul, toți sunt lași, toți sunt șmecheri, toți sunt bandiți, toți sunt bandiți, dragilor. Bandiți, bandiți, scrie pe fruntea lor la fiecare dintre ei. Îmi pare rău că trebuie să le spun, nici mă duc în România că mi-e frică că mă linșează. Dar că eu prea le-o spun direct și le-o spun fără nicio părere de rău. Și să le fie rușine, asta e tot ce pot să spun de ce au făcut din poporul ăla și din țara aia. Și au adus până la extrem, au împins la disperare neamul ăsta românesc să nu-și mai vadă soarta, să nu se mai găsească pe el. Dar o să se termine și cu el, că și rău ține până într-o zi. Și iată că și-au găsit nănașul. Nănașul este Diana Șoșoacă. Ea e nașa la toți ăștia. Ea o să, merită să-i crucifice. Eu vreau să o văd pe, să-i văd pe ăștia care au făcut arău așa pe cruce, cum a stat Hristos, să stea și ei să vadă ce bine e. Că așa merită. Așa merită, fraților. Că nu știți, poate niciodată cât rău au făcut, că nu-și dau nici ei seama cât rău au făcut. Atâtea sunt de tâmpiți. Da, mulțumim, Carmen Hara, să stai cu noi, pentru că în câteva momente o să intre și Diana și cred că o să intre și părintele nostru drag din Miami, of course, da. Pentru că acolo avem comunitate puternică la Miami, ca și la Chicago, comunități puternice și la New York. O să intre cineva și de la New York. Toată coasta de est este pro-Șoșoacă. Dar nu vă faceți probleme, că avem și de la Vegas și de la San Francisco. Vor intra cu toții în cadrul acestei emisiuni la momentul oportun, pentru că efectiv nu am unde să introduc atâta lume. Cred că va trebui să găsesc o soluție să introduc mai mulți deodată. Dar asta este. O să revin puțin la Dan din Barcelona, că el tocmai fusese rupt din live și aruncat afară. Dane, te rog frumos să vorbești lucruri aiurea, fără nicio logică, fără sens. Poate așa nu te mai scoate din live, mă gândesc. Adică, te rog, aveai determinat un construct teoretic acolo și n-ai mai fost lăsat să termin. Așa că te rog, da niște prostioare așa mici, câteva banalități, niște dulcegării. Dacă poți să ridici o odă pentru Ciolacu și pentru Ciucă, ar fi foarte bine, că o să apărăm și noi, că suntem mai obiectivi un pic așa. Hai, te rog, gata cu chestiile astea, cu conspirațiunile, că nu e bine pe ce linie vă duceți. Nu, nu-i vorba de asta, nu cam filmele cu proști. Cam filmele ale ei. Noi suntem proști. De unde vin banii? De unde vin banii? De unde vin ideile? Cine inițiază aceste politici? Oricum, ca în filmele cu proști, este foarte simplu. Și ajungem într-un singur loc. De fiecare dată ajungem tot acolo. Dacă cumva ne pronunțăm, o să ni se zică antisemiți. Suntem antisemiți. Pentru că nu facem decât să expunem adevărul. Am ajuns să fim antisemiți dacă enunțăm din cărțile lor, dacă enunțăm din enciclopedia evreiască lucrurile pe care ei le-au făcut, nu noi. Dacă vin și spun că religia lor este o religie de dominare mondială, că asta scrie în cărțile lor sfinte, că noi n-avem... Nu, e o chestie de interpretare așa mai mult, adică nu... Cum adică că scrie? E așa, interpretabil. De ce interpretați răutăcios, mă? Și ce, numai evreii sunt finanțiști? Mai sunt și alții finanțiști printre ei pe acolo care controlează lumea, în parte. Haideți să, haideți să luăm altfel, tot la fel ca în filmele cu proști. Biroul lui Biden, 90 și ceva la sută au dublă cetățenie. Nu română. Și ce să facă omul? Vrea să aibă niște... Congresul SUA, 87% au dublă cetățenie.
O luăm ca în filmele cu proști. Stai că m-ai pierdut. Stai că m-ai pierdut. Explică-mă. Explică-mi și mie. Ce e asta cu dublă cetățenie? Unde e problema? Problema este că ei, acele persoane, după cum observăm, că au împins lucrurile, nu le împing într-o direcție bună, că de asta am ajuns aici. Europa de asta a ajuns aici. Haideți să o mai luăm altfel atunci. Toți echipa care a făcut vaccinul, domnul Albert Bourla, ce era? Întâmplător tot. Mai toți șefii de la toate companiile mari de mass media, ce nație sunt? Companiile de media? Păi uite, aici în România nicio companie de media nu este controlată de evrei. Asta nu înseamnă că eu nu am loc niciunde. Ce să mă fac acum? Da, eu știu o grămadă de companii în America care nu sunt guvernate. Dar nu vezi că e o treabă generală? Deci când sistemul devine puternic, indiferent ce nație este cetățeanul, el are fix aceeași atitudine. Să ne protejăm de tip din ăștia care sunt prea revoluționari, care vin să încerce ei să modifice, știu eu, opiniile opiniei publice și îi tragem pe linie moartă. Îi tragem pe bară. Mie mi-e frică de chinez, mie nu mi-e frică de evrei. Ți-e mai frică de chinezi? Stai că chinezii încă nici n-au venit. Ăia abia urmează. Parcă erau niște profeții cu rasa galbenă. Rasa galbenă va controla totul. Da. Cum? Ce-ai zis? Ei dormitează acum. Acum nu mai mi-e frică atât de ruși, deși ei sunt, la spate sunt o chinezii. În multe din manevrele astea politice, la spate este China. Nu o să credeți. Dar China în timp își pierde autoritatea din cauza Africii de Sud. Deci de aici noi trebuie să ne uităm la mutațiile de populație. Deși tematica discuției era șoșoacă, dar mă rog, ne abatem de la asta pentru secundă să ne uităm pe harta politică a lumii, unde mergem și unde sunt pericolele în timp. Pericolele în timp sunt în momentul imediat următor de la China, care poate monta Rusia, dată fiind conducerea rusă, spre un război care atacă direct Europa. Deci aici trebuie să ne gândim. Și atunci, în situația asta, România de fapt vine un puen foarte puternic. Dacă ar fi să se întâmple scenariul ăsta, care e posibil să se întâmple, România e poziționată încât toată lumea are nevoie de România. Și atunci România poate să facă un singur lucru, să-și ceară drepturile. Dar România, ca să-și ceară drepturile, îi trebuie un lider adevărat care are, cum spunem noi, coaie ca să ceară drepturile. Și o femeie are coaie, că bărbații mulți n-au coaie, din ăștia care îi vedeam acum că sunt în condiții de la conducerea Americii, plus toți sunt fără coaie. Singurul care avea niște coaie ar fi Trump, dar și ăla le pierde pe parcurs, că atâtea femei l-au tras de coaie, că uite că nu mai ajunge nicăieri. Dar uitați că vorbesc urât ca la cort, eu zic că sunt femeie foarte educată. Da, așa cred eu despre mine. Dar adevărul este unul singur. Ne trebuie o forță puternică. Și iată că o femeie în România este cea care are această forță masculină într-o persoană feminină. Ea este cea care ar putea, este singura care ar putea să zică: domnule, dați-mi înapoi teritoriile României când vine momentul să se ceară. Pentru că România, în viziunea mea, se va uni. Voi credeți că România s-a distrus și gata? Aia nu o să fie așa. România renaște, că noi renaștem totdeauna. Și o să renaștem foarte bine în viitor. O să vedeți că o să fim mai bine poziționați decât am fost în ultimii 30 de ani, în care în 30 de ani am fost sabotați, dar ne putem ridica și o să ne ridicăm prin schimbările care au loc acum datorită lui Șoșoacă și datorită faptului că eliminăm putregaiul, revenim din nou, renaștem și o să fim poziționați mai bine decât credem în conjunctura mondială. Trebuie să ai viziunea unde merge omenirea, unde merge lumea. Lumea nu merge la mâna evreilor, nu o să credeți. N-a mers niciodată la mâna lor. Până la urmă, dacă stai să te gândești, și Iisus a fost evreu,
Și iată ce se întâmplă cu evreii care de mii de ani sunt mereu atacați și așa mai departe. Încearcă să se revolte, dar nu merg prea departe. În spate sunt alte pericole ale omenirii care trebuie să fim realiști să le vedem. Și un pericol foarte mare al omenirii îl reprezintă în viitor Africa de Sud, care se mulțește cu viteza luminii și în final o să fie populația care o să aibă 5 bilioane de oameni în următorii 40 de ani față de China, care are 2 bilioane. Deci iată ce se întâmplă în lume. V-ați gândit vreodată la scenariul ăsta în următorii 40 de ani? Da, într-adevăr. Deci unde apare populația albă? Ce se întâmplă cu noi, albii? Iată că... Oricum suntem în pericol major. În caz că nu știți... Este mare pericol și este halit de cine? De Africa. Nu este atât valid de negri din America, în alte părți ale lumii, ci de Africa. Dacă ar fi să proiectăm viața în viitor. Într-adevăr, în Parlamentul European tocmai s-a votat această poveste a migrației și prietenul nostru Terheș, care era destul de agitat și de activ în ultima perioadă, mă rog, în ultima perioadă, exagerez, n-am mai auzit de el de luni de zile, a fost ocupat cu campania electorală. N-a mai avut de data asta puncte de vedere, ba dimpotrivă s-a și abținut. De altfel, deși au fost sute de voturi împotriva acestei povești cu migrația, iată că ai noștri românii, niciunul n-a avut, vorba lui Carmen, coaele necesare să se opună, doar s-au abținut. Noi suntem mai așa, mai... pătocuri, mai una alta. Da, Andreea Câmpianu, cum este Italia în raport cu Partidul SOS și cu Diana Șoșoacă? Ce se întâmplă acolo? Doar lucruri bune și sunt foarte fericită. Deci această experiență cu strângerea de semnături, în care fiecare dintre noi am simțit că suntem români și că ne ajutăm reciproc. Eu cred că Partidul SOS România, în primul rând, este unit prin locomotiva noastră, doamna senator Diana Iovanovici-Șoșoacă, dar aici să știți că este și mâna lui Dumnezeu. Oameni frumoși, oameni care vin cu propriile resurse, se descurcă, terminau munca, veneau, strângeau, fiecare se organizau între ei. A fost o vibrație și a fost o energie între echipe și în timp ce noi munceam ca niște furnicuțe, cel mai mult m-am bucurat că încercam și dezvoltam în mod constant filiale, atât aici în Italia, cât și colegii din Franța, și din Spania, și Cipru. Deci energia în sine a fost un instrument propice ca nu numai să ne să activăm pentru semnături, dar ci și să ne dezvoltăm. Și aș vrea un pic să mă întorc la discursul doamnei Carmen apropo de China. Am citit acum recent o statistică de aici, de la Institutul de Statistică Italian, ISTAT, și pe data de 5 martie 2024 a fost comunicat că în Italia sunt active cam 660.000 circa de întreprinderi. Din acest 600 și ceva de mii de întreprinderi, erau 3 segmente. Era România, Maroc și China, care reprezintă 34% din totalul acestor întreprinderi. În contextul în care știm foarte bine cei din străinătate, chinezii, când deschid un business în afară, ei sunt ajutați de statul lor. M-am confirmat și cu director de bancă și mi-au spus că chiar și un magazin simplu, știți, buticurile de analea care vând la un euro, ceva pentru casă, chestii de toate zilele, da? Deci un butic de genul acesta are un cash flow disponibil din partea statului chinez de minim 50.000 de euro de la o lună la alta, ca să poată să ajute China să exporte toate produsele made in China la preț de chilipir și să le pună în toate aceste buticuri. Sunt atât de organizați și atât de competenți
la nivel de piață și de desfacere. Incredibil. Da. Și gândiți-vă că Marocul face același lucru, în speță aici la noi în Italia, în ceea ce privește aprozarele. Ei sunt foarte mult cu aprozarele, cu pizzeriile, chiar sunt și niște bancuri foarte interesante. Dar, în schimb, ei nu plătesc taxe. Pe când antreprenorii români, care fac parte din acest 34%, sunt antreprenorii care au active PFA-uri la propriu și SRL-uri cu persoană juridică. Da? Deci, românii noștri ajută la dezvoltarea statului adoptiv în care noi ne găsim. Și de aici naște necesitatea de a fi recunoscuți. Și atunci eu m-am întrebat, dragii mei, știați că în 1995 la București a fost înființată Camera de Comerț Italiană ca să fie ajutați antreprenorii italieni, da, cu toate drepturile pentru a face acele start-up-uri în România. Știm foarte bine ce se întâmpla în 1995. Era economia românească cu o dezordine totală, era o sabotare a industriilor, se pregăteau. În 1995 era deja implementate toate fabricile și toate uzinele să fie propuse pentru falimentare, care după aceea știm foarte bine, au fost tăiate și date la fier vechi. Motiv pentru care noi astăzi, părinții mei, generația anilor 70, generația anilor 60, ne găsim acum în străinătate, pentru că nu am mai avut posibilitatea să-și garanteze pâinea la sfârșit de lună în România, nu? Și ce s-a întâmplat în 95? S-a născut prima cameră de comerț italiană. Și atunci m-am întrebat, în condiția în care România este țara cu cea mai mare număr de străini, de români plecați peste hotare, de ce nu putem încerca și noi măcar în acele țări, cum de pildă Franța, Germania, Italia, unde avem o comunitate de români superioară la 800.000 de români înregistrați. De ce nu putem încerca și noi să avem o cameră de comerț? O figură, un organ recunoscut de statul român în care noi avem antreprenorii, îi putem reprezenta, îi putem ajuta cu acele fonduri europene de care vorbea mai devreme colega mea din Franța, economistă, doamna Crăciun Mihaela. Păi noi trebuie să formăm un instrument. Deci dacă avem mereu aceeași problemă și de fiecare dată noi ne comportăm la fel, nu vom găsi niciodată soluția. Acest sistem al statului român nu a făcut altceva decât să paraziteze pe acest satelit care l-au numit diaspora. L-au folosit pentru cashflow-ul care venea din afară. Drepturile nu sunt recunoscute nici la nivel de consulate, nici la nivel de muncă. Tot timpul suntem tratați cu cea mai înaltă formă de rasism în toate țările. Atât cele latine, cât și cele nordice. Rasismul este un fund de... Și pentru asta necesitatea camerelor de comerț. M-auziți? Da, văd că dublează ceva. Ia zi acum, mai dublează? Te aude? Da, acum nu mai dublează, e în regulă. Aceste camere de comerț vor permite antreprenorilor, dar și persoanelor fizice, muncitorilor, să ne putem fiecare dintre noi să începem să ne unim fiecare pe nișa noastră de aparținere, de fiecare pe categoria lui. Dacă noi avem, ca și români, avem geniul ăla, sclipirea aia în noi, au făcut un studiu, copiii români au o inteligență nativă de 3 ori superioară a celor din Occident. Oriunde ne-am dus noi, românul întotdeauna a fost descurcăre, întotdeauna a găsit o soluție și a fost la înălțime. Dar și o întrebare, nu vi se pare special făcută să nu țină departe de casă? Tu ai dublaj. Da, nu știu de ce tu ai dublaj. O secundă. Până acum, ia să vedem. Pot să a rămas în continuare dublajul.
Diana trebuie Diana să intre și ea, dar ce mă fac cu dublajul ăsta? De unde e? Din Olanda. Din Olanda. Nu, la mine nu este dublaj. Nu este dublaj. Ia acum. Ia acum. La mine. La mine. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. De unde a venit, măi, frate? Toată lumea e închisă acum. Poate că am intrat? De la tine, Viorica. La mine? Ia să vedem acum. Da, de la Viorica e. Da, de la Viorica e. Ia să vedem acum. Pot să răspund eu. Deci s-a stricat tot. Pe cine să mai scot, oameni buni, ca să clarificăm? Unu, doi, probă. Da? Vai! Chiar am reușit. Se aude bine. Incredibil. Deci, pe la urmă, nu m-am lămurit de unde era. Da. Am pierdut-o pe Viorica Stănilă de la New York, tocmai intrase și ea, dar când a intrat ne-a paradit sonorul. Din nefericire, împreună cu noi mai este și din Germania, doamna Olmeanu, da? Bună seara! Câteva cuvinte și de la dumneavoastră să nu vă pierd. Mi-e frică acum că văd că se strică. Bună seara, domnul Lazarus, noastră și tuturor invitațiilor noastre. Vă mulțumim că ne-ați oferit acest privilegiu de a da un semnal trădătorilor pătruci cocoțați în fruntea țării, și anume, le spun atât, fugiți cât mai aveți timp, că ne întoarcem acasă și ne luăm țara înapoi. Doamne ajută! Dar mai spuneți că ziceți frumos așa, parcă că... Deci parcă îmi pare rău să vă las numai așa două cuvinte. Să simtă și ea mărăciunea și discriminarea și umilința la care suntem noi. Suntem supuși. Bună seara din nou. Cred că s-a rezolvat. Ia zi, Viorica. Vă aud dublat și nu pot să... Încă da. M-auziți cu dublaj? Stai un pic. Cred că numai doamna Olmeanu din Germania. Ia stai să o închid. Ia zi, Viorica. Toată lumea aude ok acum? Da. La mine se aude. Nu știu. Da, Viorica. Și la mine se aude ok. Te rog că poate nu te mai prind după aceea. Ce se aude la New York acolo? Câți oameni avem la New York, Viorica? Avem cam cei mai mulți de prin America sau la voi la Chicago, Adriana, sunt cei mai mulți din America? Pe New York e mai mare. Să știți că mă sună lume și din altă parte. Mă sună lume din alte orașe cu aceeași problemă că nu au acte... românești, nu am pașapoarte românești. Foarte multă lume m-a întrebat, le-am spus că la noi este sediul. Vor să susțină din toate punctele de vedere, mai că nu știu cum să facem cu actele. Da. Nu acte valabile românești. Este aceeași problemă ca și la Chicago și cred că va veni foarte... Vor continua să fie aceste probleme foarte multe. Tocmai da. Din privința actelor. Cred că am prins-o și pe Diana, slavă Domnului. Ne auzi, Diana? Diana e la radio sau... Ai microfonul închis, Diana, să știi. Am pierdut-o. Of, cam greu în seara asta cu foarte mulți oameni care vor să intre și Diana se străduia de ceva timp. Viorica, da. Deci oamenii vor intra, vor merge și vor cere de la tine o oarecare consultanță acolo la New York în legătură cu... cine să voteze cu partidele, că tu ai acolo un mare restaurant și multă lume vine la tine și mă întreb oare ce le vei spune tu, Viorica, nu știu ce să zic acum. Ai vreun mesaj special pentru românii din America care vin la tine să spună, să fie nedumeriți în legătură cu cine votează?
să știți că știu cu cine votează. Pentru, pe mine mă sună pentru Diana. Ei sunt cu noi, ei sunt cu Diana Șoșoacă, numai că vor să știe cum pot suporta și ce pot face și vor numărul de telefon. Toată lumea cere numărul de telefon, dăm numărul sau numărul doamnei Șoșoacă. Păi n-am... Multă lume cere numărul vostru. Le-am spus să vină să mă sune de câte ori au nevoie și de tot ce au nevoie. Numai că nu putem face nimic fără actele astea și semnătura, doar să merg eu. Mulți m-au chemat prin Connecticut. Știți ce distanță e din New York, din Sunnyside până în Connecticut? Și pe lângă New York să merg să iau semnături. Nu am cum, nu am avut cum să merg la fiecare în parte. Nu am cum și când au venit s-au trezit foarte târziu mulți. Foarte târziu. Românii din America nu au acte românești. Deloc. Pentru că putem călători peste tot cu pașaportul, din păcate. U2PI. Da, exact aceeași problemă, care dacă sistemul a făcut în așa mod încât noi românii să ne complacem în ideea de a nu avea acte românești, de a avea pașaportul american, călătorim, mergem unde vrem, Doamne ajută, a intrat și părintele Mihalache, noi avem, și să putem toți să plecăm unde vrem, cu pașaportul american și după aia. Ni s-au luat buletinile aici. Da, se pare că încet, încet ne cucerește America, e clar. Nu știu ce se întâmplă aici, dar iată-l și pe părintele Mihalache împreună cu noi, oameni buni. Ce faceți, părinte? Care e situația? Cum e vremea la Miami și ce zice lumea despre Diana Șoșoacă? Auziți? Da, vă auzim, sigur că da. Doamne ajută și bună seara, ce faceți? Și tehnica asta pe planetă. Să discutăm acum atâția oameni din atâtea locuri. Atâta a putut să facă tehnica asta, măcar bun. În rest... Da. Bună seara tuturor, ce faceți? Doamna Carmen, hare, uite, mă bucur să vă revăd și pe dumneavoastră. Noi suntem aici la doi pași, dar nu ne vedem, că fiecare cu timpul lui și cu lucrul și cu alergătura lui. Cam așa este. Eu, uitați, am un program de spovedit, acum pregătim totul pentru duminică. Avem floriile, sărbătoare mare, frumoasă. Da, ce și să vă spun, lumea, toată lumea e pozitivă, toată lumea așteaptă alegerile. Eu, așa ca și preot, ca duhovnic, rog pe Bunul Dumnezeu ca în perioada aceasta de săptămâna patrină, săptămâna luminată după înviere, să ne lumineze pe fiecare român dintre noi, să votăm cu sufletul, cu inima pentru țară, în primul rând, pentru țară. Să putem să ajutăm țara aceea să revină la frumusețea ei, la dragostea pe care a purtat-o tuturor creștinilor în lumea aceasta, la toți românii. Și noi, dacă am plecat, am plecat, de unii am vrut să plecăm și alții n-am vrut să plecăm. Dar dacă vrem să ne întoarcem, trebuie să ne întoarcem într-o țară frumoasă, așa cum am văzut-o și o vedem în continuare. Trebuie să o vedem frumoasă, că e a noastră. Așa că eu am vorbit cu doamna consul de aici, doamna consul general, doamna Gabriela, și am promis... împreună cu Consiliul Parohial, din tot sufletul, că ajutăm cu sala socială de aici, o dăm gratis pentru alegerile care vor fi în iunie acum, deci vom sprijini alegerile, vom fi aici prezenți și noi și suntem aproape, ce să vă spunem? Mai mult la atât că suntem aproape, asta trebuie să fie o bucurie că suntem unul lângă celălalt. Da. Diana, tu ne auzi pe noi? Ești tot cu sunetul închis. Dacă deschizi oare sunetul, o să ne poți și vorbi? Doamne ferește, deci nu se poate așa. Nici n-am văzut-o pe doamna Diana. Bună seara și doamna Diana. Da, este, dar nu înțeleg ce se petrece. Practic e imposibil, nu mi s-a mai întâmplat. Nu e în București în acest moment, nu știu unde se află, undeva în România. Nu e mai departe de Miami. Gonzales. Este Speedy Gonzales. Cred că în orice moment poate fi în orice loc de pe planetă. Da, domnul Roșes din Germania. Vreau să intervin pentru că problemele foarte grave care se întâmplă, testul cu această așa zisă pandemie, tot ce urmează să se întâmple cu certificatele de carbon, să nu uităm că acești psihopați nu ne vor lăsa. Dacă noi nu realizăm că în acest moment nu ne unim și nu suntem alături de Iisus, alături de Diana, toate mizeriile pe care și le pun în plan acești ordinari, că nu pot să le spun altfel, se vor întâmpli. Nu-mi trebuie, eu nu vreau pe Wi-Fi. Nu, fără. Iana, te auzim acum. Stai un pic, că nu vă aud eu bine. Da, bună seara.
Eu sunt într-un restaurant, am făcut 6 ore jumate până la Iași și am mers fără oprire și într-un final m-am întâlnit cu o parte din echipa de la Iași care a venit direct din, de la sediu unde fac sute de dosare pentru candidatură. Pentru candidatură la Consiliul Local, Județean, Primării, Consilii Județene și așa mai departe. E o întreagă nebunie. Am plecat de la București dintr-un vrap de sute de dosare ca să ajung la Iași în sute de dosare. Mâine la 6:30 pornim înspre alte comune, orașe și așa mai departe. La 11 în studio la BZI, după care ne îndreptăm, mai stau un pic, după care ne ducem la Focșani, după care mă întorc la București, după care stau o noapte, după care mă întorc la Bacău și duminică mă reîntorc în București. Deci cum să vede, v-ați apucat de atletism, nu? Deci sunteți o atletă. Eu am făcut 5.000 fond, așa că mi-e foarte ok. Pe mine m-au crescut ai mei foarte bine pregătită pentru campania electorală de anul ăsta. Vă salut pe toți, că acum reușesc să vă văd pe toți. Da, Părintele Florin din Miami. Vă salut! Doamne ajută, părinte, și o salut, Doamne, pe pata de culoare a acestei emisiuni, pe Carmen Hara. E tot timpul în culori din astea fantastice, e foarte tare. În sfârșit vedem viață. Eu când mi-am luat o din asta, o bluză ciclam pe mine, mi-au luat carnetul. Și nu mai vreau să mai por ciclam că mi-au carnetul de 2 ori. Da, am reușit așa sporadic să aud ce ați vorbit, pentru că nu am avut semnal, deci ceva se întâmplă în România, ori se întâmplă cu telefonul meu, pentru că nici alu Clement nu a avut pic de semnal, nu am avut pic de semnal pe drum, dacă vă puteți închipui. Deci ore în șir fără semnal. Toate drumurile sunt praf și pulbere și mă gândeam cât de fraier o mai fi poporul ăsta ca după 34 de ani de dezastru, de distrugere a întregii țări, să mai voteze tot PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, PMP, Pro-România și așa mai departe. Cât de fraier să fii, cât de sinucigaș să fii. Cât de prostit să te lași, cât de manipulat să te lași, să-i votezi pe aceiași călăi, pe aceiași ucigași criminali de 34 de ani, plus 50 de ani de comunism, 84 de ani de crime, da, împotriva umanității, cât de manipulat o mai fi români și cât de mațochiși să vă votați proprii ucigași de copii. Pentru că în momentul în care îi veți vota din nou pe acești nenorociți, sunteți criminalii propriilor voștri copii. Punct! Și trebuie să intrați toți în pușcărie care votați PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, PMP și Pro-România pentru crime împotriva umanității. Asta ați făcut cu toții. Sunt sătulă, mi-este scârbă, mi-este scârbă de felul în care se lasă cumpărați românii. Deci să fie în filiale și înainte de alegeri să primească de la PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, PMP, Pro-România, o mână de bani ca să se mute cu toți către PSD sau PNL, bă, mi-e scârbă, bă, voi ar trebui să fiți trași în țeapă și puși în capul fiecărui drum, efectiv, să putreziți acolo, efectiv, cum se întâmpla pe vremea lui Țepeș, pentru înaltă trădare. Pentru că poporul ăsta singur și-a făcut rău, votându-și criminalii și vânzându-și locul. Mi-este scârbă de ăla care ia litru de ulei, kilu de făină. Nu-mi spuneți că muriți de foame, cu un litru de ulei nu vă hrăniți nicio săptămână. Cu un kil de făină nu vă hrăniți nicio săptămână, cu un kil de zahăr nici atât.
Deci mi-este scârbă. Sunteți proprii voștri criminali, iar voi cei care faceți mizeriile astea, vă meritați soarta. Și sper să vă dea Dumnezeu după sufletul și inima voastră și după vânzarea voastră. Deci este mie scârbă, efectiv, de halul în care a ajuns țara asta, cu o parte din popor vândut și trădător. Ăsta este adevărul. Scârbă mie. Păi stai puțin, iar noi ăștia, care ne chinuim să ne luptăm, să eliberăm România, suntem efectiv maltratați, distruși. E împotriva noastră o campanie mizerabilă. De ce? Pentru că suntem singurii care avem curaj să luptăm împotriva unui sistem nenorocit criminal care nu face decât să ucidă esența națională. Ăsta e adevărul. Iar cei care mai votează PSD și PNL și USR și UDMR și AUR, pentru că AUR e plin de PSD și PNL, mi-au mai sunat unii azi, au plecat de la AUR ca să se ducă la PNL. Și ce-a fost la gura mea? Zic, bă, nu vă e rușine, mă? Păi AUR-ul era trend naționalist, da? Că voi ați venit odată cu mine. Cum, mă, să te duci la PNL, ucigașii părinților tăi? Ăia care au aruncat românii în sași negri de plastic și au omorât pentru un rahat de bodniță și pentru un rahat de vaccin. Cum poți, bă, nenorocitule, din naționalistă devii globalist? Când ai fost, mă, tu vreodată naționalist? Ce cauți, bă, la PNL, care au sub 5%? Ce v-a dat, mă, bani? Pentru bani v-ați trădat-o pe mama, pe tata, pe copii, pe frați, pe surori. Ăsta este adevărul. Iar voi, cei din diaspora, sunteți victimele acestor nenorociți care și-au vândut țara. Punct. Ăsta este adevărul. Voi ați fost trădați de partea aceea idiotă care și-a vândut pe firfirici ca Iuda. Ăsta este adevărul. Ăia sunt criminalii. Toți cei de la putere susținuți de nenorociții plătiți care s-au vândut și și-au vândut neamul efectiv pe câțiva lei și pe câteva funcții. Mi-este scârbă de ăia, vă spun sincer. Și ăia împreună cu cei de la putere trebuie băgați efectiv la canal să suporte toate consecințele, pentru că dacă avem 10 milioane de români afară din țară, este din cauza acestor trădători mizerabili, iude, care s-au vândut pe 3 lulele. Ăsta e adevărul. Mi-este scârbă, credeți-mă, la ce am auzit numai pe drum, că am vorbit cu peste 40 ceva de persoane, mi-este scârbă de acea parte a trădătorilor neamului românesc. Nici nu trebuie să fii la conducere, trebuie doar să susții această mizerie. Trebuie, cum adică, mă? Tu să ai copilul plecat afară din țară, să-l vezi cum se chinuie, cum e distrus, cum nu-și poate clădi o casă în țara lui, cum nu poate să aibă o profesie, cum nu poate să-și vorbească limba lui în țara lui și este gonit afară. Dar tu te duci ca un nenorocit și iei o sticlă de ulei și un kil de zahăr? Bă, halul ăsta ți-a ajuns, bă, asta nici o curvă de-aia de pe centură nu face așa ceva, mă. V-ați prostituat într-un hal fără de hal. Ăsta este adevărul. Scârbă mie, crede-mă, scârbă. Noroc că ăștia sunt din ce în ce mai puțini, iar noi ăștia care suntem treziți peste 70, cred că 80%, da? luptăm, dar toți nenorociți ăștia sunt la putere și au toate pârghiile și sistemul este efectiv ca o hidră, are tentaculele întinse peste tot. Păi ce am ajuns noi să avem? Din asta o mafie mai cumplită decât mafia siciliană? Ce am ajuns noi? Numai infractori peste tot, în birourile electorale județene infractori, în birourile electorale locale infractori, la primărie infractori, la ANAF infractori, în parlament infractori, în ministere infractori, la președinție infractori. Bă, da, chiar noi nu mai avem oameni de onoare în țara asta? Numai infractori și cretinii ăștia își votează proprii criminali? Pentru ce, mă? Pentru bani? Păi iertați-mă, voi cei din diaspora aveți tot dreptul 10 milioane să veniți înapoi acasă și să-i căsăpiți pe ăștia care v-au îndepărtat din țară. Băi, nu vă supărați! Ăsta e adevărul! A avut dreptate Ileana Vulpescu. Nimeni nu ne poate face mai mult rău decât noi înșine.
Iar dacă poporul ăsta va pieri, va pieri din cauza propriului, propriilor crime ale poporului, al unei părți a poporului român care trădează, bă, frate, non-stop. Bă, dar nu se mai trezesc o dată sau chiar atâta firfirei ei fac atât de mulți bani? Până când? Până când sunteți, bă, curve de vă vindeți pe bani? Măcar dracu, dacă ați fi niște prostituate de lux, dar sunteți niște curve de cea mai joasă speță. Ăsta e adevărul, pe românește. Și asta vorbesc de trădătorii care se vând pe bani. Punct. Nu se poate, băi, fraților, vezi cât îți suferă copiii, vezi cât plânge diaspora să le toarcă acasă și tu tot vinzi, mă! Păi nu e normal, mă, să zici că îi calci în picioare? Când mai suportăm, băi, fraților, 10 milioane de români în afara granițelor țării, am înnebunit? Încă o Românie, încă o țară în afara granițelor țării? Sunt oameni deseleniți că nu te mai simți bine nici în străinătate, nici la tine acasă. Vii la tine acasă, vezi toți cretinii care se vând pe o sticlă de ulei și care își vând efectiv idealurile de libertate pentru nu știu cât, câteva milioane ca să treacă la Consiliul Local, la PSD și PNL. Pe bune, așa am ajuns, mă? Asta e nația română? Păi se întorc voievozii noștri în mormânt. Păi asta-i curvă sărai, bă, de aia de joasă speță. Ăsta este adevărul. Avem o țară distrusă de o parte a propriului nostru popor care e formată din iude. Punct. Și încă continuă să-și vândă proprii copii și propriul viitor? Păi nu ne mai trezim, mă? Iar ăștia la treziți, îi vezi. Hai să candidez. No, doamna, eu stau în spatele dumneavoastră și vă ajut cu ce pot. Cu ce vreți să vă ajut să candideți? Nu, doamna, uite ce v-a făcut doamna Diana. Nu, eu vreau să am familie. În ce ai, bă, familie? Că la anul ți-o omoară. Și atunci degeaba ești trezit dacă nu te implici? Sau avem liste de consilieri, îl pui pe ăla, pe președinte. Băi, frate, candidează la primar. Vai, dar mă iau eu la trântă cu primarul, dar mă omoară, dar îmi dă foc la casă. Pă bune, dă-i și tu foc la casă. Hai să vedem care casă arde mai bine. Pă bune, așa am ajuns în secolul 21 să ne dăm, să ne amenințăm că ne dăm foc la case dacă candidează vreunul pe nu știu unde? Voi nu realizați ce e în țara asta. Voi nu realizați cum intră primarii cu ăștia haidamacilor în case peste candidați să-i amenințe că îi omoară și pe ei și familia și că îi violează nevasta și copiii și nu știu ce dacă vor candida. Nu mai vorbim că avem candidați care au violat copii de 12 ani, i-a lăsat și gravidă, a dat niște bani familiei și acum candidează din nou. Și comunitatea zice, bravo, pe ăsta-l votăm. Și mă întâlnesc cu unul de la el din sat și îi zic, auzi? Da, zic, de unde ești? De acolo, aolo, nenorocitul ăla care a violat-o pe aia mică. Ai lasă, doamnă, că și ei i-a plăcut. Ce a fost la gura mea? Ce la 12 ani i-a plăcut? Pă bune? Bă, ce animale avem, mă, în comunele astea? Ce animale a crescut țara asta în 34 de ani? Bă, trebuie toți duși efectiv la dezintoxicare manipulativă, că nici nu știu cum să o mai denumesc. La reeducare, ar trebui centre de reeducare, închisori de reeducare, fraților. Cum să gândești, mă, nenorocitule, avea aproape 50 de ani, că unui copil de 12 ani i-a plăcut să fie violat. Bă, bune, ce animale avem în țara asta, oameni buni? Asta este realitatea. Asta e realitatea. Uitați-vă ce vedem la televiziuni. E cel mai interesant spectacol. E cum niște cretini inculți și analfabeti și vânduți trădători o insultă pe Șoșoacă. Alte nu sunt problemele României decât cum să o insultăm pe Șoșoacă. Facem concurs. Bă, bune? Asta este problema României? Dar cum să-l insultăm pe Ciolacu, trădătorul de neam și țară, o fi concurs? Dar cum să-l insultăm pe Iohannis și să-l dăm jos de acolo, o fi concurs? Dar cum să-l insultăm pe Ludovic Orban, care a omorât efectiv sub domnia sa
când fuma trabuc, în timp ce alții erau amendați cu 20.000 de lei și se aruncau morți în taș de gri de plastic, pe ăla nu mai trebuie să-l înjure nimeni. Băi, sunt, știți cum sunt? Deci, dacă n-am auzit astăzi, și de ieri ați văzut că am pus pe TikTok câte plânsete, câți oameni au venit din toată țara, știți ce a ajuns la mine acasă? Eu nu știu de unde au aflat oamenii adresa mea de acasă. E pelerinaj, frate. În fiecare zi mă sună cât un vecin sau mă sună Thais, mama, eu nu ies cu câinele, că sunt oameni în fața blocului. Zic, cine e în fața blocului? Păi e coadă. Cu cine? Cu oameni care vor să vorbească cu tine. Mă duc la birou. La birou e coadă. Oameni veniți de peste tot, iar când nu mă găsesc, îmi lasă bilete ca la peștera Sfântului Andrei, jur, mi-am găsit ușa cu bilete ca la peștera Sfântului Andrei, când bagi acolo în firide să ți se îndeplinească dorința. Și toți, sunteți ultima mea speranță. Doamna Diana, vă implor, nu ne lăsați. Sunteți ultima mea speranță. Cu bune, așa am ajuns? Cum e posibil așa? Voi vă dați seama că noi nu mai avem instituții ale statului român dacă sute, mii de oameni vin pe unde locuiesc eu, pe unde am cabinet de avocat sau cabinet parlamentar, spunând că sunt ultima speranță. Dar ce avocați mai avem? Vă spun că am vorbit cu nenumărați avocați să candideze. Băi, Diana, băi, mi-e frică, mă, pierd dosarele, mă, bă, nu pot să mă pun, mă, cu sistemul, bă, tu nu e sănătoasă, bă, eu pierd dosarele. Bă, dar eu de ce nu pierd, mă, dosarele? Mai și pierzi, asta este, 2, 3, 4, dar restul le câștigi. Cum, mă, să nu te duci la un penal de frică, vezi, de, Doamne, păi stai puțin că tu te lupți cu sistemul, stai puțin, Diana, că nu pot să mă duc, știi ce-mi face sistemul, ce-ți face, mă, sistemul, dar tu când îi faci, mă, sistemului de pe Trecanie? Cum poți, mă, tu, avocat, să spui că n-ai curaj, că ți-e frică? Păi atunci clientul tău cum e apărat? În viața mea n-am avut așa ceva, mă duceam, spărgeam ușile pe acolo, deși acum când mă duc în gheață toți, să înghețe. Justiția se face efectiv cu verticalitate și cum să zic, cu coloană vertebrală. N-ai curaj? N-ai ce căuta în avocatură, băiete sau fetiță? N-ai ce căuta? Să spui tu, avocat? Păi de caz, băi, în fața ta. Cum să spui tu, avocat, că n-am curaj, că mi-e frică? Păi și atunci amărâtul ăla de client, ce dracu să facă, mă, dacă ție ți-e frică? Du-te, bă, și fă-te, du-te la mănăstire și stai acolo în, și stai în post și rugăciune și stai și fă penitențe la Dumnezeu. Și gata. Nu te băga, bă, în avocatură dacă nu ai curaj, bă, că încurci o groază de oameni. Și vreau să vă spun un lucru. SOS România a devenit, cred că, partidul avocaților. Nu vă închipuiți că crezi. Cei mai curajoși avocați vin alături de noi. Și sunt siderată că am rămas o mână de avocați curajoși. Am vorbit, cred că, cu sute. Cu sute, dacă noi fi trecuși de 1000, habar n-am. Toți mor de frică. De ce, mă? De ce? În schimb, ăștia mei din SOS, când aud de sistem, eu fac plângere. E bătaie cine face plângerea penală împotriva sistemului și cine reprezintă pe cineva împotriva sistemului. Păi eu de ăștia am nevoie, mă. Ce să faci, bă, cu fătălăii? Ce să faci, mă, cu fătălăii? Țara asta are nevoie de mâini de bărbați și de femei bărbate. Punct. Fătălăii să stea cu lui acasă. Nu știu, să educă, să stea, nu știu, postiți, frate, rugați-vă, faceți ceva, că nici asta nu sunteți în stare. Retrăgeți-vă, bă, din viață și lăsați-ne nene în pace. Că până la urmă, mai țineți minte filmul ăla 300? Cu 300 de spartani care au salvat nația? Păi îmi trebuie și mie, hai să zic, 3000. Și la revedere, i-am căsăpit pe toți. Nu-i problemă. Eu de-abia aștept, deci am o idee, vă spun eu, deci ideea este de luptă totală. Când m-o sui eu pun cal și îmi iau o sabie în mână și încep să-mi fac un film din ăla pentru campanie, cu sabia în mână învârtită deasupra capului și cu o țeapă în care bag o păpușă din aia care reprezintă un fătălău, da, că ăsta l-ar și place prin spate pe acolo, bă, ne-am săturat, bă, de atâția fătălăi.
și de atâtea poponauți, frate. Pă bune! Ce Dumnezeu, frate? De-a... Și ce înseamnă, bă, lumea asta? S-a întors lumea cu sosul în jos? Nu mai pot să port și eu un roz frumos ciclan că mă amendează, că am ieșit în evidență. Deci nu se poate, bă, bune, băi, frate, sunt încărcată, știți cum, după drumul ăsta, sunt și cu bă, lipsă de internet și cu nu știu ce. Cred că cel mai liniștit e Clement, care a săracu și-a luat un ceai ca să se relaxeze, că l-am terminat în mașină. Asta este și ce? De mâncat, a mâncat ceva Clement acolo? Nu, l-am ținut, bă, foame, acum mănânc. Frate, eu sunt în post. Eu, în general, țin post negru. Și seara mănânc un pic odată. Sau sunt zile în care nu mănânc deloc, îmi țin postul negru 2-3 zile a la loc. Și, păi, ca să meargă bine totul. Cineva trebuie să facă și lucrurile astea. Și acum dacă a trebuit să dăm bice, să ajungem să ne vedem, uite aici, Ana. Oh, ia uite ce masă acolo. Salutare, diaspora, vă salut, oameni buni. E de post. Salutare, Clemente. Salut, salut. Hai că vedeți acum toată planeta, ia uite. De la Miami, da. New York... Chicago, Austria, Germania, Italia, UK. Uite că a apărut și Nicoleta din UK între timp. Foarte bine. Unde? Ah, ok, gata, am văzut-o. Chiar mă gândeam, bă, zic, cine? Am crezut că e Chiove și prima oară, că ea e cu brunetă sticu. Și zic, ce dracu caută Chiove și la mine în live. Chiove și la mine. Da, păcat să știu, Chiove și era ceva de capul ei. Păcat că s-a dat cu globaliștii. Păcat că a fost dată cu globaliștii non-stop și ne-a distrus tot ceea ce înseamnă antreprenoriatul. Dar în orice caz vreau să vă gândiți la un lucru apropo de Chiove și voi ați văzut de cine a fost ajutat Chiove și să ajungă procuror european? De Franța, care a renunțat la cea mai importantă candidatură pentru ea. Acum, vreau să vă gândiți foarte bine ce s-a întâmplat în țară. Știți pentru cine s-au făcut jocurile mulți ani până acum inclusiv? Pentru Franța și firmele franceze și multinaționalele franceze. Știți Cioloș când a fost comisar european pe agricultură? Pentru cine a distrus agricultura românească? Pentru Franța. E, astăzi s-a întâmplat că hegemonia Franței a cam luat sfârșit. Odată cu trimiterea în judecată a lui Clotilde Armand, care a călcat linia roșie. A avut s-a crezut și ea șoșoacă și l-a amenințat pe Ciolacu că îl duce la covrigărie, adică la pușcărie. Dar e după facultăți, doamna Clotilde Armand, și știți, eu n-am în spate furtul voturilor de la sectorul 1 și de la niciun alt sector, cum îl aveți dumneavoastră. Așa că atunci când ameninți pe cineva cu pușcăria, gândește-te dacă nu tu însăți ești pasibilă de pușcărie. E bine să te gândești întotdeauna. Eu îmi permit. Eu nu sunt pasibilă de pușcărie, decât eventual pentru zădărnicirea combaterii bolilor, pentru cele 4 dosare de antisemitism, pentru care cu dragă inimă voi face pușcărie, pentru că eu nu sunt antisemită, dar având în vedere lupta pentru eliberare națională, voi face parte din pleiada oamenilor închiși pentru această țară și spre deosebire de Ciolacu, care va rămâne în amintirea covrigului drept cea mai mare rușine a covrigăriilor, eu voi rămâne în istoria, da, în istoria, eu cred că îi rog pe covrigar să facă covrigul Ciolacu. Dar e ăla care va muri cel mai mult de foame, va fi cel mai subțire cu cea mai mare gaură. Ce râd, mă? Și Carmen râd. Genial. Nu, dar uite, chiar după ce se termină cu nebunia asta cu dosarele, uite, chiar lui să facem o emisiune și să facem niște covrigi. Și fac eu covrigul Ciolacu.
Și cum am, cum am făcut emisiunea cu Coliva, facem acum emisiunea cu Covrigul. Paște, mă, Diana. Să facem Covrigul ăla de Paște. Ok. Și fii atent, după ce-i facem Covrigul Ciolacului, facem și de o Colivă. Să vai, să fie acolo. O Colivă politică. Eu mă pricep. Dacă îi faci tu Coliva politică, eu zic că gata. O fac întregii clase politice. Dar trebuie să cumpăr... Trebuie să cumpăr vreo 100 de chile de arpacaș, frate. Ca să ajungă pentru toți covrigarii, cioplingarii. Dar nu, 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 eu chiar vreau să fac, o să fac eu Covrigul Ciolacu, cel mai subțire covrig din lume cu cea mai mare gaură. Deci asta e treaba cu covrigii. Auzi ce zice Clement, zice, și-l duci în Parlament, îl pun de gât... Îi dai mărgele-i fac. Lui Freddy dai covrigul că pe... Nu, no, lui Freddy îi trebuie... Lui Freddy îi fac altfel, îi fac niște mucenici, să știi? Îi facem forma de 8 și îi punem pe mâini. Și zicem și noi, în loc de au pus cătușe florilor, au pus cătușe Fredilor. Că tot le placă lor, prietenilor, de unde e războiul ăla, nașpa. Auzi, dar eu mă întreb altceva. Cu atâta ploaie și cu atâta nisip saharian care s-a pus pe toată planeta asta, a filmat cineva mai e nisip în Sahara? Nu, că a plouat în Sahara. A plouat? Adică am înțeles. Dubai, okay. Mai precis, în Dubai. Da. În Dubai plouă și aici vine nisipul. Dar nu zicea NATO că ne apără? Unde este scutul României care trebuia să ne apere inclusiv de așa ceva? Păi dacă anti-nisip. Nu sunteți bă în stare să ne apărați de nisipul saharian, cum dracu ne apărați mă de niște bombe? Că nici măcar scutul Israelului cel mai tare din lume n-a fost în stare să se apere de bombele Iranului. Ai bă, ne mai prostiți mult că nu ne apărați de nimic. Ne-ați umplut de boli venerice în țara asta, atât, asta au făcut soldații americani. Și ne-au violat fetele și atâta tot. Sunt, și că pe unde sunt bazele americane în România, sunt cele mai multe locuri cu boli venerice din România. Mai puneți-le, frate, cât un prezervativ. Poate nu se mai înmulțesc. Păi îmi pare rău pentru cei din Statele Unite ale Americii, dar ei trebuie să fie români și trebuie să înțeleagă că noi nu mai suportăm bazele astea americane. Și cred că e cazul să mergem un pic peste ei, să le facem un pic de gălăgie pe la poartă. Că m-am săturat, pe bune, dar să se ducă, băi frate, și în altă parte. Dar ce vin la mine în țară, băi frate? În primul rând nici măcar nu-mi plătesc chirie. În alte țări se plătesc niște prețuri exorbitante, la mine nu se plătește nimic. Aia că-i fac eu o scrisoare lui Biden, l-am visat azi noapte pe Biden, am uitat să vă zic. L-am visat azi noapte pe Biden. Cum să-l visez pe Biden, așa ceva, eu chiar ești nicomor. Ba da, l-am visat pe Biden și jur pe cuvântul meu că l-am visat pe Biden. N-am mai visat de mult, dar azi noapte m-am și speriat naiba când l-am văzut pe ăla. Și zic, Doamne, piu drace. Dar l-am văzut pe Biden care spunea că își cerea scuze că nu și-a schimbat Pampers-ul. Și eu am zis, nicio problemă, zic, vă aștept, stați liniștiți, duceți-vă liniștiți și schimbați-vă. Zic, vedeți, poate bine vreo asistentă să vă schimbe. Deci l-am visat, nu, e clar, eu de câte ori visez pe cât un din ăsta se alege praful de el. Deci se alege praful de Sahara de el. E clar, nu mai e mult. Da, am trecut noi pe glume, dar să știți că nu e nașpa situația și nu e normal ce se întâmplă. Nu e normal deloc ce se întâmplă. Da. Dar hai să trecem la lucruri serioase. Vreau să le mulțumesc celor din diaspora. Așa zisa diaspora, pentru mine sunt românii din afara granițelor țării, România a doua. Să le mulțumesc din suflet pentru felul în care au acționat, pentru strângerea de semnături, pentru felul în care ne sprijină și îi rog din suflet. Luați legătura cu cei de acasă, cu toate rudele până la 200-a spiță. Vorbiți cu ei și treziți-i.
opriți-i din a-și mai vinde neamul pe o sticlă de ulei, pe 500 de lei sau măcar să le ia naiba toți banii, dar să voteze cu SOS România. Deci trebuie schimbat. Dacă anul ăsta nu se va schimba ceva, nu mai avem nicio șansă niciodată. S-a terminat. E și așa sistemul. Gândiți-vă, 45 de ani de comunism în care s-au schimbat mentalități, s-au schimbat principii și avem, sau mă rog, 50 de ani și 34 de ani de neocomunism, de globalism, că ăsta nu e democrație pentru nimic în lume, nu se respectă nicio regulă a democrației. Gândiți-vă că așa cum s-a schimbat totul din perioada interbelică de am ajuns în comunism, gândiți-vă 34 de ani ce înseamnă o schimbare a mentalității și distrugerea învățământului. Ne vor trebui încă cel puțin 34 de ani de acum încolo de refacere. Avem cel puțin două generații pierdute. Și știți și voi ce înseamnă reeducarea. E cel mai greu de făcut. De aceea vă spun, șansa cea mai mare a României stă în diaspora. Sunteți cei care nu ați fost spălați pe creier. Eu în voi îmi pun speranțele. Românii sunt mult prea îngenunchiați, o mare parte din ei sunt mult prea obișnuiți să se vândă și să-și vândă viitorul, o parte din ei, da, într-adevăr s-au trezit foarte mult și e bine, dar toți treziți îmi spun, domne, mi-e atât de greu să trezesc un încuiat, că am ajuns ca în Harry Potter, ăia sunt încuiați și ăia treziți, știi? Deci le este foarte greu să trezească atâția oameni și să nu-i mai vadă alergând după atâtea funcții, vânzându-și efectiv proprii copii. Este o stare de amoralitate. Am depășit stadiul imoral, suntem în amoralitate. Ăsta era pe vremuri un concept filozofic care nu putea fi atins. Uite că s-a atins în România și cred că lui se înțelege bine ce spun, că a învățat despre asta la facultate. Eu am fost pasionată de conceptul ăsta și nu înțelegeam cum naiba, de ce există. Și am și spus profesorului de filozofie, zic, domne, dacă ați inventat conceptul ăsta, înseamnă că va exista și societatea care să-l reprezinte. Și s-a uitat așa la mine, nu e doar un concept, niciodată nu e un concept. Întotdeauna conceptele sunt aplicabile. Atâta timp cât un om a gândit așa ceva, îmi este foarte clar că se va crea și societatea căruia să-i se aplice principiul. Punct. Și uite că așa am ajuns. Hai că am vorbit destul. Dar vă rog frumos, cei din diaspora, vă rog frumos, sunați acasă. Sunați și vorbiți. Vorbiți în fiecare zi cu rudele voastre, cu prietenii voștri. Sunteți singura noastră șansă. Credeți-mă ce vă spun. Iar cei care vă puteți întoarce, întorceți-vă cu foi. Nu ne mai salvează nimeni decât noi înșine. Ascultați-mă ce vă spun. Și va fi din ce în ce mai rău. Dacă anul ăsta nu reușim, suntem morți cu toți. Cu toții. E grav, vă spun, ce am putut să văd. Deci e prima oară în viața mea când particip la niște alegeri locale. N-am trecut prin așa ceva, acum n-am trecut nici prin europarlamentare, eu nici nu mă consider un om, un politician. Poate sunt un nou fel de om politic și la mine adevărul e pe primul loc, în verticalitatea, pentru adevăr și pentru onoare, iertați-mă, dar nu fac compromisuri. Și cred că s-a văzut în ultimele trei luni că nu am mințit și că într-adevăr nu fac compromis. Sunt capabilă să sacrific absolut tot pentru adevăr și onoare și demnitate, moralitate. Sunt principii pentru care efectiv voi muri. Pentru că astea sunt principiile lui Dumnezeu. Ce rost are să trăiești altfel? Și eu nu pot să trăiesc în minciună, în mizerie, în ce? În promiscuitate? Eu n-am fost învățat așa. Și s-a văzut foarte clar.
Deci credeți-mă, dacă anul ăsta nu vom reuși să termina cu țara asta și în general cu omenirea. Ceva nou, la Cogealac, la Constanța, se dă 500 de chile de porumb pentru un vot. Iau porumbul, votez SOS. Clar. Aveți grijă să nu fie porumb în Ucraina, că vă omoară animalele. Da, atenție și la ce porumb e. Da, întrebați fabricația. Dați sfoară în țară. Atenție la... Auzi, Carmen, că tu ai fost acolo de atâta timp. Deci pe mine m-au oripilat alegerile, cel puțin astea cu europarlamentare și locale, mai ales localele în care văd că se vând. Nu mai vorbim, stați să vedeți cum se vând membrii familiei, că au ajuns soția să fie la un partid, soțul la un partid, iar copiii la alte două, trei partide. Dacă vă puteți închipui așa ceva. Eu nu știu cum nu se omoară ăia în casă. Dar fiecare e cu treaba lui și își trădează membrul familiei și îl și înjură în campanie electorală, adică e pe bune. În America tu ai văzut vreodată așa ceva, sincer? Câtă boală am eu pe tot sistemul ăla? Ai văzut vreodată așa ceva? Atâta promiscuitate? Nu, nici măcar. Chiar dacă ei au lucrurile lor private, să zicem, care nu sunt ei de acord, când apar în fața a fi în politică, sunt foarte uniți. Nu contează cât de mult sunt în dezacord, să zicem, acasă particular. De aia cred că și sistemul aici este făcut în așa mod în care nu avem atât de multe partide în alte partide. Știți, este numai 1 și 2. Period, fără să le mai amețească atâta. Și problemele lor particulare sunt întotdeauna ținute în privat, nici de cum vreodată să ajungă în față la televiziune, să se ia la ceartă, să se înjure, nici nu există așa ceva. Da, am văzut în familii, de exemplu, ea susținător al Trump, el susținător al democraților, și fiecare din ei, deci apărând la canale diferite și susținând partide diferite, dar menținându-și familia, chiar dacă au ajuns la această, cum să spun, neînțelegere pe cine să voteze, dar nu ceva de proporțiile de care vorbești tu. Și sigur că sistemul american are și el marele lui probleme. Problema noastră numărul 1 la ora actuală este cum facem ca să ajungi tu președinte. Asta este dorința noastră. Ca tu să ajungi unde trebuie tu să ajungi, ca tu să faci dreptate, pentru că altfel nu poți să facă nimeni. Și tu știi foarte bine lucrul ăsta. Și știm și noi. Noi toți ăștia care te urmărim știm că fără tine suntem pierduți acolo. Adevărul e că acum îți dai seama ce ai pus pe umerii mei, nu? Păi am pus pe umerii tăi ce știi că sunt pe urmării tăi. Nu am pus nimic care nu știi. Tu știi exact tot ce se întâmplă. Știi mai bine ca oricine. Exact imaginea clară a tot ce se întâmplă acolo. La toate detaliile. Tu știi toate detaliile. Și tu știi și cum trebuie procedat și tu ce s-a făcut. Și știi dosarele la toți acești nemernici și știi pe fiecare în parte, știi cum să-i poți, cum să spun, din ce punct de vedere să iei, de unde să-i apuci, cum să-i ataci la o adică legal și să le servești propria lui materie, să le arunci în față. E singura care poți să-i elimini, deci singura. Și lumea știe, poporul român știe, indiferent că e în diasporă, că e la el acasă, românul vede ce se întâmplă și toată lumea de fapt te vrea pe tine și tu știi asta. Da, Diana, da, o vedea corect. Pe doamna Ulmeanu din Germania că, nu știu, parcă se ștergea la ochi. Doamna, am văzut bine sau care-i treaba? Da, de câte ori ascult pe doamna senator? Trăiesc clipa, trăiesc momentul. Mă emoționează foarte, foarte tare pentru că simt românește și vreau să mă întorc acasă.
Nici nu știți câtă nevoie e de voi acasă. Nici nu știți câtă nevoie e de voi acasă. Nici nu știți. Trebuie doar persoanele care au spirit de sacrificiu să se întoarcă, pentru că cine nu înțelege că e vorba de sacrificiu, înseamnă că n-a înțeles nimic. Și e un sacrificiu care va dura ani. Nu poți să rezolvi o situație de 34 de ani perpetuată plus 50 de ani de dezastru comunist. Da, ok, a avut lucrurile lui bune, dar hai să fim serioși. Am fometat totuși un popor întreg, l-a făcut. Nu mai era ok, hai să fim serioși. Și totuși au fost lucruri bune, dar din punct de vedere al mentalității ne-a dus în jos. Nu poți 34 de ani să-i refaci dând din degete. Gândiți-vă ce luptă va fi cu sistemul. Uitați-vă ce îmi fac acum. Uitați-vă ce au fost capabili să-mi fac acum. Și mi s-a spus în felul următor: să te vedem cum reziști, pentru că a fost doar începutul și partea cea mai ușoară. Tu reziști. Tu reziști. Da, mie nu mi-e frică. Îi aștept. Nu e nicio problemă. Dacă îmi permiteți, doamnă senator, dacă îmi permiteți, să știți că mulți suntem plecați în afară din cauza luptei cu sistemul și cunoaștem la fel de bine ce mizerie este în acest sistem și dacă nu luăm măsuri, cum a spus și dumneavoastră, e tardiv la anul. Deci anul ăsta este un an decisiv și dacă nu conștientizăm cât de greu ne este și în țară și în afara țării, cu copii care se duc să facă ore sexuale cu cameră de masturbare în școlile din Germania, cu multe astfel de mizerii pe care noi trebuie să le acceptăm că așa trebuie. Deci dacă noi nu realizăm că nu mai contează culoarea politică și noi în momentul de față trebuie să venim în această mișcare de eliberare națională. Așa se cheamă. N-am făcut politică până acum. Am dus doar o luptă cu sistemul și trebuie să înțelegem că este un an decisiv. Dacă vreți să înțelegeți lucrul ăsta, este necesar. Dacă nu, cum spuneți dumneavoastră, ne merităm soarta. Apropo de asta, hai să vă spun ce ne-a venit la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Niște reclamații. Sunt niște școli în București unde sunt trei rânduri de toalete. Toalete de fete, toalete de băieți și toalete neutre. A început. Iar în Parlamentul României, chiar la noi, la Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, s-a făcut o toaletă comună. Eu i-am arătat lui Luis, i-am făcut și o filmare. Cred că va trebui dată, pentru că intri și pe partea stângă, neacoperite, nenimic, sunt, cum se numesc, mă, astea ale voastre descoperite? Pișoare, cum se numesc? Și alte nume? Deci pișoare, da? 3-4. În dreapta sunt toaletele pentru femei cu uși. Tu intri, dar când ieși, ca să poți să ieși, trebuie să bați în ușă, ca nu cumva să fie un bărbat în fața ta care să fie la pișoare. Înțelegeți? În Parlamentul României, etajul 3, Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Chiar acolo. Despre ce vorbim? Și este făcută la solicitarea USR. Da. Între timp a intrat și Silviu Cornean din Scoția. Salutare, Nicoleta Rezeanu din UK, pe care să vă ascult primul. Hai, Nicoleta, că tu ești de ceva timp aici. Bună seara tuturor. Mă auziți? Da, te auzim. M-auzim. Așa. Hai că uite, acum ai cunosc și eu pe cei care nu i-am văzut. Mă bucur foarte mult că m-ați invitat în această emisiune. Din punctul meu de vedere, în prima dată trebuie să mă prezint. Nicoleta Rezeanu, coordonator al organizației SOS, Partidului SOS România în Marea Britanie. Toți românii de acolo sunt foarte dorniți să se întoarcă acasă, mulți dintre ei muncitori, oameni normali care muncesc 12 ore pe zi, undeva la 6 zile pe săptămână. Și-au luat bilete de acum 3-4 luni doar ca să vină acasă să voteze pe 9 iunie. Inimaginabil. Asta este auzi? O adevărată veste. S-au luat bilete de acum 3-4 luni ca pe 9 iunie să vină să voteze.
Ai așa să titrezi pe un banner treaba asta. Tocmai pentru a putea vota și la locale. Deci sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți care și-au luat liber special de la locurile de muncă ca să poată veni acasă. Excepțional, excepțional. Mulțumim din suflet. Și atenție, nu uitați, 15 septembrie, rezidențialele. Da, și 29 septembrie, dacă va mai exista turul 2. Și nu, da, nu vreți să știți cât de interesate au fost după strângerea de semnături de europarlamentare. Mă contactau în continuu, vrem să semnăm pentru locale. Încercam să le explic că trebuie să ia legătura, să i-am coordonat, i-am direcționat către persoanele respective din zonele lor, ca să poată semna. Am prieteni acasă, am familie, vreau toată lumea să semneze. Deci au fost foarte, foarte implicați. Și sunt în continuare. Excepțional. Ceea ce este un lucru foarte mare. Toți românii își doresc o Românie așa cum trebuie, ca toți se poartă întoarce acasă. Oricum, foarte mulți s-au întors după Brexit, vă spun sincer, cam asta este marea problemă a tuturor. După Brexit au început mai multe probleme decât erau înainte. Se stă foarte mult la serviciul de imigrări când se intră în țară. Li se pun vize până și pe 7 zile. Vin, nu știu, părinții, bunicii în vizită, li se dă o vizită pe 7 zile. Nu au voie să stea mai mult în țară. Și bine să-și vadă nepoții, copiii. Bun, și vreau să întreb și eu, Ministerul Afacerilor Externe și domnul prim-ministru, ce au făcut pentru a rezolva situația asta, că e treaba lor? Nimic nu fac. Eu personal am stat în aeroport din motive personale undeva la 4 ore. Nu vreți să știți câți români am văzut întorși cu copii. Au stat foarte mult la ghișei și apoi îi pun într-o sală cu niște scaune, nu li se dă apă, nu li se dă absolut nimic și doar așteaptă. Așteaptă, așteaptă, așteaptă. Ceilalți de alte naționalități sunt procesați mult mai repede. Românii, din păcate, au de așteptat. Mai ales dacă nu vorbesc limba, ceea ce este foarte... Ar trebui să avem reprezentanți peste tot. Sunt foarte mulți români, cel puțin în Marea Britanie, știu că peste tot în Europa, dar cel puțin în Marea Britanie, care nu vorbesc limba atât de bine pe cât ar trebui. Nu sunt reprezentați absolut deloc. Ambasada, consulatele nu se implică deloc în sprijinirea lor. Dacă îmi permiteți, pot să vă spun că în Germania poți să vorbești cu un consul sau cineva reprezentant de acolo în limba engleză sau limba germană, mai puțin limba română. Să știți că alte consulate, precum Turcia, acordă dreptul de a învăța limba germană la ei în consulat, la noi nici măcar nu poți să le vorbești în limba română. La München, chiar ieri mi-a spus o doamnă, asta se întâmplă la consulatele românești. Cum adică? Păi ce, nu avem consul care vorbește limba română? Ba da, dar fiind pe stat în teritoriul german, ei consideră că noi, consulatul, suntem acum o instituție germană, nu o instituție care aparține statului român. E grav. Vă spun, chiar ieri îmi spunea o doamnă, la München întâmpină astfel de probleme. La noi, la consulatul nostru? Consulatul român din... Da. Păi o să vă sun eu și pe ce... Și pe Anglia și pe Germania. Și marți, când am interpelări, vă sun luni să fac o interpelare. Și mai mult decât atât, cred că o să scriem și noi, ca partid și ca senator, niște scrisori către aceste state. Ce ziceți? Nu credeți că e timpul ca cineva să ia taurul de coarne? Ba da, este pentru că absolut, e nevoie. Avem atâția oameni peste granițe care nu sunt sprijiniți sub nicio formă. Da. Să-l auzi și pe Silvius Cornean din Scoția, pentru că se află acum cu noi aici. Bine că a reușit să intre, dar a fost bătaie pe aceste 9 locuri, oameni buni, pe care le-am avut în seara asta. Îmi pare rău din suflet că nu am... găsit o soluție să fiți mai mulți, dar chiar și așa era complicat să vorbiți cu toții. Sunt multe probleme, într-adevăr, sunt multe situații neplăcute care se petrec acolo în diaspora, în Europa, dar și în Statele Unite. Zine și tu, Silvius, care-i treaba cu Scoția? Da, într-adevăr, mă auziți, da?
Te auzim, da? Poți să vorbești și mai tare, că nu ne supărăm. Într-adevăr, sunt aceleași probleme ce spunea și colega din Anglia și pe aeroporturile din Scoția. Românii nu sunt reprezentați, n-au nicio instituție care să-i reprezinte, să-i sprijine. Știu de foarte multe ori că românii mă întrebau pe mine cum stă, care e situația cu legea. Și de foarte multe ori trebuia să le dau numărul de telefon, să le spun să mă sune de la graniță ca să pot să vorbesc cu domnii de acolo și să pot să le explic care sunt regulile și să poată să-i lase să treacă. Pentru că ei decurg la tot felul de tertipuri și le pun tot felul de întrebări românilor, tocmai pentru a-i întoarce înapoi în țară. Pa, unde te duci, cu cine ai fost, găsesc tot felul, pentru că ei sunt în sistem și știu, sunt instruiți ce întrebări să pună și pe baza răspunsurilor românilor, care nu sunt, sunt răspunsuri manipulate, clar, le interzic accesul în Scoția, deși au dreptul să vină fără nicio problemă, fără să dea atât de multe explicații. Deci îi țin într-adevăr ore întregi. Ori întregi la graniță, săracii se întorc apoi și vin iarăși să-și viziteze, eu știu, prieteni, familie, turism, orice, eu știu, fiecare ce dorește să facă în legal, nimic ilegal. Dar, da, asta e o situație care, într-adevăr, accesul o întâmpină foarte mulți români, accesul la informare corectă, în diaspora. Asta e o problemă foarte mare și reprezentanță. O reprezentare corectă din partea instituțiilor. Ziceți că cei din englezii fac chestia asta cu românii? Cotienii, în cazul de față de care povesteam, da, la granița din Scoția, da. Dar sunt da, ei nu mai au nevoie de mână de lucru românească sau asta e cu rudele românilor? Da, nu știu ce să zic, nu îmi dau seama exact care e și eu știu de ce anume, care este motivul, au nevoie de forță de muncă în continuare, însă eu, mai ales în UK după Brexit, e o chestiune așa generalizată, mai ales acum vin alegerile, eu știu, marjează pe curentul ăsta împotriva românilor și noi de obicei suntem scapegoat, cum spune, ne pun așa un label. Curent împotriva românilor? Da, este, exact, pentru că absolut se consideră că noi românii am invadat țara lor, nu le aducem nimic bun, dar noi practic le facem de toate. Însă suntem văzuți, din păcate, ca paria și vor cu orice și voiam să spun legat de această situație cu imigrările. Este un exces de zel al ofițerilor de acolo, pentru că am întâlnit și oameni care sunt foarte comunicativi, care încearcă să ajute și să sprijine. Însă sunt unii care pur și simplu nici măcar nu te bagă în seamă, nici măcar nu-ți vorbesc ca să poți să înțelegi ceva, să-ți explice ce se întâmplă, procesul, ce ai de făcut. Nu, ți-au spus doar că trebuie să aștepți și trebuie să stai acolo, fără să-ți dea motivație, fără să vină să te întrebe. Sau în momentul în care te duci tu și întrebi cât trebuie să mai stau sau cât trebuie să mai aștept, că poate am unde ajuns undeva, ei îți spun aștepți atât. Ceea ce înseamnă că este un exces de zel, nu neapărat că este la nivel înalt, cât oamenii sunt cei care au votat Brexit, chiar își doresc așa ceva. Da, doresc doar să fac o precizare. Este vorba doar de situație punctuală la graniță, nu despre cetățenii din Marea Britanie sau din Scoția, în cazul meu. Pentru că cetățenii în comunitate nu sunt probleme de acest gen. Nu simțim o răceală din partea lor sau... Da, nu. Au nevoie de oameni, mai ales că românii suntem descurcăreți, muncim, ne vedem de treabă, nu ne integrăm foarte bine în societățile în care mergem, în diaspora. Deci nu e o problemă în comunitățile în care suntem. Problemele sunt apar doar în momentul în care guvernele respective au nevoie de niște statistici despre anumiți oameni care după Brexit trebuiau să fie întorși înapoi de la aeroport să demonstreze că sistemul funcționează, guvernul are grijă de eu știu ce are grijă și așa mai departe. Deci, din păcate, și
se axează pe români pentru că nu suntem reprezentație, simplu. Nu-i, pentru că nu sunteți apărați și pentru că ambasadele și consulatele nu dau doi bani pe români. Exact. Și de atunci de asta se focusează pe noi. Nu că am fi noi o problemă, doar problema, normal, care s-a spus de atât de multe ori și toată lumea o repetă, politicienii care ne alegem, guvernele și, eu știu, nu numai ei, dar și faptul că aplicăm urechea la toate marile ăștia puteri care se declară sau declară că vor binele României, când de fapt știm cu toții. Dar care politicieni, mă scuz că te întrerup, dar care politicieni, că avem deputați de diaspora în Marea Britanie care nu apar decât în momentul în care începe campania? În restul timpului nu există. Despre ce vorbim aici? Apropo de asta, chiar în urmă cu 4 ani eram, numai ce a apărut USR-ul pe spectrul politic și sau cu Plus făceau o alianță și m-au contactat, da, și pe mine și i-am pus și o întrebare. Spuneți-mi că aveți și voi, am văzut că aveți niște deputați ceva pe diaspora. Spuneți-mi și mie ce au făcut dânsii în ultimile, eu știu, 5 luni, 6 luni, așa, un an pentru diaspora și după aceea putem vorbi și discuta, că erau foarte insistenți așa prin e-mail-uri. Și normal că n-am primit niciun răspuns vis-a-vis de activitățile lor. Da, asta e asta o știe toată lumea. Da. Și-au ținut scaunelul cald și s-au plimbat pe banii contribuabililor din România. Asta au făcut. Exact. Deci cam asta e o situație generalizată. Însă, din păcate, noi îi ajutăm. Că noi nu votăm, nu e neapărat... E și vina lor, sigur, dar că sunt oameni care nu au integritate sau, eu știu, nu au naționalismul necesar sau, eu știu, o dedicație. Dar asta este. Noi și noi avem partea noastră, trebuie să ieșim până la urmă. Dacă îmi permiteți, toți care își doresc schimbare trebuie să se prezinte la vot, să pună ștampila pe SOS România. Partidul nu știu, România, nu știu în Anglia, nu știu. Votat, eu nu văd altă schimbare, asta este cel mai important. Nu știu în Anglia, nu știu în Scoția, dar dacă și la dumneavoastră au venit scrisori cu votați europarlamentarii noștri, adică germani în cazul nostru, aruncați-le direct la coșul de gunoi, pentru că sunt insistenți să-i votăm pe ei și în momentul în care te duci către ei, nu mai poți vota un europarlamentar român. Foarte important. Automat, da. Să vă atragem atenția românilor să nu ia seama aceste scrisori care vin către ei prin poștă la fiecare. Cel puțin la familia mea, a venit la toți membrii familiei și vin în repetate rânduri. Da, da. Cel puțin europarlamentare, românii oriunde s-ar afla, ar trebui să voteze SOS România. Sigur, mai ales acum, dacă e să... Că asta era, vroiam mai mult să comunic, să trimit mesaj către public, mai ales în situația actuală, geopolitică, cu războiul din Ucraina, din Ucraina și ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, faptul că alegem politicieni care promovează deschis războiul, mie mi se pare o absurditate. Eu nu înțeleg cum cineva poate să voteze un politician care vrea să bage România în război. Unul dintre ei este Este incredibil. Este incredibil. Eu, parcă trăim într-o absurditate, nu știu, teatrală din asta de-a lui Ionesco, eu știu că e de-a nostru român, dar nu e posibil. Domne, ai un absurd ăsta, așa, să nu ne dăm seama că ne punem viața în pericol. Cum să vrei să fii parte într-un război? Pur și simplu să vrei să nu-ți pese de părinții, de copii, de viitorul care îi lași copilor. Nu se uită oamenii la imaginile care vin din Orientul Mijlociu, din Gaza, din Ucraina. Vreți lucrul ăsta și în România? Eu nu înțeleg treaba asta. Sunt inconștienți și nepăsători. Deci nu știu. Da, oameni buni, vă întrerup puțin pentru că între timp a intrat cu noi și Ion Petrincă, zis și Bădia de la Vegas. Salutare Ioane, salutare Bădie. Ce se aude pe la Las Vegas? Care-i treaba acolo? Unde are loc votarea? Vin românii să voteze cu Diana Șoșoacă sau ce facem acolo? Numai jocuri, numai chestii de-astea, ce se petrece? Deschide microfonul. Ai microfonul. Acum se aude, nu?
Da, da, acum te auzim. Da, salutări tuturor. În sfârșit am sunt valabil să intru să vă păresc. E cam greu cu intrările în seara asta în emisiune. Asta e ceva complicat. Sunt zeci de români din toată diaspora. Toată lumea o iubește pe Diana. Asta e singurul om care mai poate să facă ceva. Chiar și în Vegas. Chiar și în Vegas, a? Dacă vreți, vin și în Vegas, da. Mie că vă bag în falică. Vă iau banii și aduc în România. Da. De aici e cam greu să iei banii, să-i duci în altă parte. Ăștia sunt păcătoși. Acolo alții vin să lase banii. Să lase banii. Veți fi uluiți câtă lume vine să lase banii, conștient fiind că șansele de a câștiga la mașinuțele alea unde bagi banii sunt minime. Sunt 5% din 2000. Din 2000%, dar n-ai nicio șansă, practic. Dar și cu toate astea, nu vin și bagă banii acolo. Ei zic că se relaxează, știi? Cam asta e. Și eu mă relaxez, dar relaxul meu e să iau $100 și să pun la un poker unde ai o șansă din 10. Că sunt 10 peseni care... Dar să joci și singur cu o mașină mi se pare ridicol, dar mă rog, că oamenii dacă au bani și n-au ce face pe ei să ducă acolo să-i doneze. Și e bine, mai iau câte un drink, mai în schimb la ce varsă acolo, li se aduce un drink de o doamnișoară frumoșică care se plimbă pe lângă tine. Da. Și ei se bucură pe chestia asta. Se bucură, da. Sunt o grămadă oameni care nu au alte preocupații. Da. Deci ce zic românii noștri de pe acolo? Care este atmosfera? Duminica trecută a fost biserica plină, că acolo ne mai adunăm și noi. Însă vreau să vă spun că spre dezamăgirea mea, foarte, foarte puțină lume are interes în a afla ce se întâmplă în România. Sunt 2-3 care sunt preocupați ca și mine, însă spre dezamăgirea mea am văzut că o grămadă lume nu e nici conectată, nici nu interesează, nici nu se strofoacă, nici nu... Se pare că numai câțiva suntem aleși să iubim România așa cum am lăsat-o noi, că noi n-am lăsat-o niciodată, am plecat din regimul ăla nebun. Dar cam așa e aici, stăm. E descurajant când văd atâta lume. Eu motivez asta pe faptul că oamenii aici au tot ce le trebuie. Și atunci nu sunt preocupați de nimic altceva care să-i miște la inimă cu ceva. N-au nicio treabă, frate, nicio... Dar câțiva care sunt interesați, ne uităm, ne... Mai vorbim între noi, ne mai... Și când mă întreabă ce facem, bădie, cu... zic, bă oameni, bă, trebuie să punem mâna pe topoare, că nu se mai poate cu telefoane, cu pace, cu vorba bună, cu... Ce face Diana e perfect. Așa trebuie atacați demernici ăștia, borfași ăștia care își bat joc de țară. Deci, în orice caz, ceea ce observ eu, Luis, este că spre dezamăgirea unora și mai ales spre tăierea venelor altora, e că partidul ăsta, în loc să cadă și să se distrugă, băi frate, s-a dezvoltat, că eu câțiva de aici nici nu-i știu. Deci sunt nou veniți. Deci atât de nașpa a mers partidului încât s-a dezvoltat și mai mult atât în țară cât și în străinătate. Așa că celor care se gândeau că noi ne vom autodistruge sau nu știu ceva de genul ăsta, le urăm o tăiere de vene plăcută, da? Deci simbolistic vorbind. Nu mor cai când vor câinii. Și se pare că cei din diaspora înțeleg foarte bine importanța alegerilor. Evident că sunt și locuri în care sunt mai puțin interesați. E și normal că Las Vegas-ul, hai să fim serioși, acolo cine stă își permite, da? Și poate să vină și în România și să stea într-un resort de 5 stele,
precum adevărat. Poate să te ducă oriunde în lumea asta, pentru el oricum e același lucru și nu coboară între oamenii de rând. În schimb, sunt foarte mulți oameni care conștientizează, care își doresc să vină, care mai au rude aici și care își doresc să vină totuși într-o țară în care omul este respectat. Asta da. Asta lăsați 2 secunde. Da. Și cu toate astea, noi avem patrioții noștri chiar și în Vegas, dincolo de nivelul de trai ultra ridicat de acolo, care sunt, iată, cu SOS. Am fost acolo împreună cu bădia la biserică în Las Vegas și nu am găsit pe nimeni dintre cei cu care am vorbit care să fi spus că votează cu altcineva decât cu Diana. Este bădie. Am găsit pe altcineva care să aibă altă opinie. Întâmplător, noi, grupul mic care ne adunăm acolo, avem cam aceeași gândire, că noi am plecat cam din aceleași motive toți. Și oamenii cutremurați de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă nu e Diana nouă acolo, dacă nu e Diana aleasă, să gândesc fiecare că s-ar putea distruge România. În mintea noastră aici, din informațiile care le avem, se pare că pentru România nu mai e nimic de făcut. Adică în fiecare zi ce auzi pe la televizor, la news-uri și la astea, sunt gata, e împărțită, e mâncată, e furată, s-a terminat România, nu mai există, nu mai e. Eu o să fiu. Noi am fi ultimii mohicani care încearcă să mai țină zidul înainte să cadă. Cam așa, de tot. Cam așa ceva. Acum, să fiu cinstit, nu știu câtă lume din asta este și în România, pentru că văd și în România o grămadă de oameni care nu sunt interesați. Nu? S-au blazat pur și simplu, sau. Păi nu vin, mai mult de 30 și ceva la sută până în 40% nu vin. Deci asta înseamnă că o majoritate covârșitoare de români din țară efectiv nu vin la vot. De parcă n-ar fi interesat ce se întâmplă mâine cu ei. Probabil că sunt păi ușor... Da, dar prin faptul că nu se prezintă la vot, legitimează PSD și PNL. Exact. Pentru că i-aș trimit trupele lor. Ei sunt votanții ajutători ai PSD-ului și PNL-ului. Prin ăștia care nu se prezintă la vot, da. Exact. Asta e și discuția care o am eu cu oamenii care mă gândesc. Că ei spun că dacă nu ne prezentăm la vot, bă, oameni buni, sunteți 10 oameni, 10 bețive, se decide soarta României dacă nu vă duceți la vot. Cum să nu vă duceți? Că da, nu 10 bețivi, 3 afemeiați și 4 analfabeți. Da, da. Asta da. E politica din România, da. Asta e și exact așa. Ăștia aleg pentru noi. Și pe cine să aleagă ei? Tot pailor, tot derbedeii care au fost, care au jefuit țara până acum, dar n-au nicio dragoste pentru România. Eu calc în picioare. Știi cum zic eu, au mănâncă din cadavrul mamei România. Așa le spun eu. Mă rog, sper să n-am dreptate. Da. Într-adevăr. Adriana, la tine, la Chicago, tot așa se vede treaba sau... Destul de reci, pot să zicem că vedem unii dintre oameni că nu sunt prea complicați, pentru că din nou același lucru, au traiul bun, Chicago merge, business-ul merge, nu prea interesează prea mulți, dar sunt și foarte mulți, în special tineri. Nu vorbim de cei în vârstă, pentru că cei în vârstă deja sunt un pic mai setați pe drumul lor și nu i-ar interesa atât de mult despre ceea ce se întâmplă în România, pentru că au plecat de foarte mulți ani. Dar mulți dintre tineri, să ne aducem aminte că sunt foarte mulți studenți care au venit prin anul 2000, cam așa, și ăștia sunt cât de cât un pic mai deschiși la minte și realizează că totuși ei au acasă părinți, au frați, surori, rude și îi mai interesează despre ce se întâmplă în România. Și chiar mai sunt și, sunt spre surprinderea mea plăcută, mai sunt și oameni mai în vârstă care și ei au totuși legătura aia că vor să iasă la pensie, vor să meargă acasă. Ei tot se referă încă. Dar mai mult tineretul îi văd destul de mult preocupați de ceea ce se întâmplă în România. Poate acum, la momentul respectiv, deschid un pic mintea mai mult către lucrurile de ce se întâmplă în Europa în general și nu doar în România. Da. Deci, voi realizați că dacă...
voi realizați că dacă nu se reușește acum și cu această generație care încă își mai dorește să se întoarcă acasă, sau inclusiv cu generația plecată, să zic, în urmă cu 30, 40, 50, 60 de ani, dacă nu se reușește acum, s-a terminat cu orice fel de generație care să-și dorească să se mai întoarcă acasă? Pentru că dacă mai urmează 4 ani de dezastru sau 5 ani de dezastru cu un astfel de președinte, deja Uniunea Europeană implementează niște reguli pe care nu are dreptul să le implementeze pentru că intervine în administrarea internă a țării, dar cu acordul politicienilor intervine, de exemplu, cu anularea sobelor pe lemne, cu anularea centralelor pe gaz, cu închiderea minelor, cu închiderea hidrocentralelor, pentru că trebuie să devenim importator de energie electrică și nu exportator. Gândiți-vă la Olănești, cum apele acelea, izvoarele acelea sunt preluate și nu poți să te duci să-ți iei o sticlă de apă decât dacă plătești un abonament, altfel nu ai acces nici măcar să te duci să vezi izvoarele, da? Deși sunt un bun național. Gândiți-vă cu pădurile tăiate, care acolo e apanajul DMR-ului și au cei mai bogați oameni din zonă, pentru că i-au distrus. În schimb ce etnicii maghiari mor de foame, efectiv, și sunt ținuți într-o sărăcie și într-o enclavizare de nedescris, dar instigați împotriva românilor și românii instigați împotriva etnicilor maghiari, iar chestia asta trebuie să se termine. Și mă bucur că SOS România este unicul partid care a reușit să adune foarte mulți etnici maghiari și să avem etnici maghiari care conduc organizații județene și care sunt mai români decât mulți români, și mă bucur din suflet și le mulțumesc, și am nenumărate mesaje din Harghita și Covasna, unde sunt invitată, inclusiv în Ținutul Secuiesc, așa zisul Ținut Secuiesc. Și vă spun că am acceptat invitația, pentru că este tot România, pentru că e vorba tot de români. Așa cum avem și lipoveni, și ruși, și ruteni, și sârbi, și machidoni, și italieni, că nu știu dacă știți, avem o comunitate de 800 de italieni pentru care există un parlamentar în Parlamentul României, dacă vă puteți închipui așa ceva, da? E cel cu care m-am contrat eu în ultimul meu clip, când m-am luat de el, băi frate, dar tu îți folosești tribuna ca să... E supărat că de un an de zile i-au luat dreptul de a fi nu știu ce comisie. Păi mie mi-au luat de la început dreptul de a mai fi președintele Comisiei de Cercetare a Abuzurilor. Stau să folosesc tribuna pentru asta. M-am dus, m-am judecat cu ei, am câștigat. La revedere, drum bun. Mersi. La tribună vorbesc de problemele românilor, nu de problemele mele, că am putut să fac treabă și fără să fiu președinte și fără să fiu vreo 5 luni de zile în vreo comisie și așa mai departe. Așa că cred că trebuie schimbat stilul, pentru că lumea s-a obișnuit în comoditate, iar obișnuința e a doua natură. Ca să te scoli din comoditatea asta, trebuie să treci printr-un șoc sau printr-un șoșoc, astfel încât să te zguduie bine așa și să vină taifunul, vine taifunul sau uraganul șoșoacă, dacă când a venit tsunamiul, e prăpăt și jale. Eu zic să acceptați taifunul sau uraganul, că e nașpa cu tsunamiul. Și dacă vine și cu tremurul, e șoșocăteală totală. Dar avem, nu știu câți conștientizează, pentru că sunt foarte mulți care se gândesc, păi reușim peste 4 ani. Peste 4 ani, cu părere de rău vă spun, România nu va mai fi un stat. Va fi una dintre regiunile Europei, ca multe alte regiuni care cândva au fost state. Iar dacă cumva se vor răscula alte state, deși din periplul meu european am înțeles că se uită la noi ca la ultima speranță, exact cum se uită românii la mine și la SOS ca la ultima speranță, cam așa se uită străinii la noi.
Și când am văzut partide naționaliste care sunt deja la guvernare sau în parlament și au peste 20% din foarte multe țări, gen Portugalia, Germania, Spania, care se uită cu speranță la SOS România și mi s-a spus, nu știu ce faci, dar e singura speranță ca să poți să mai ridici Europa. Eu m-am uitat la ei și am spus, zic, păi băieți, eu am o problemă să ridic România, zice, nu știu ce faci, dar va trebui să ne ajut să ridicăm Europa, pentru că la ei nu au curajul să spună nimic contra părerii oficiale. Deci credeți-mă, când am intrat în Bundestag, în Parlamentul German și am văzut atâta liniște și stăteau cu mâinile la spate, cu gura închisă și m-am trezit cu paza de la Parlament că vine să mă ridice și să plec de acolo, că sunt considerată inamicul public numărul 1, că nu știu ce naiba am zis eu de Germania și nu știu ce, și eu invocam acolo că sunt parlamentar și așa mai departe, și de drepturi și libertăți. Am înțeles că în România, pentru că am existat câțiva care am luptat, încă mai există niște drepturi și libertăți. Iar partidele naționaliste din celelalte țări n-au dreptul să spună nimic, că sunt amenințate, că sunt desființate, că îi bagă la pușcărie. Păi eu foarte nonșalantă m-am uitat la ei și am zis așa, și dacă vă bagă la pușcărie ce? Zic, o să fiți eroi naționali. Zic, noi avem o groază de închisori ale eroilor naționali, unde mergem, aprindem lumânări, îi comemorăm, te punem coroane de flori. Zic, sunt în inimile noastre și sunt exemplele noastre. Iar zic, eu, dacă ajung la pușcărie, va fi cea mai mare onoare a mea pentru mine și familia mea, că am mai avut înainte, care au intrat în pușcărie tot pentru că au luptat împotriva comuniștilor. Deci e în sângele meu, nu e nicio problemă. Și în Macedonia am avut la fel. Bunicul a fost tot așa încarcerat pentru că lupta împotriva comuniștilor. Așa că zic, eu onoare, zic, și duc și eu mai departe obiceiul în familie, că zic, trebuie să existe unul care să se lupte cu sistemul și să fie băgat la pârnaie. Zic, rămânem și noi în analele istoriei. Zic, de ce vă feriți? Zic că din pușcărie puteți să faceți multă gălăgie. Și ea se uită la mine, nu înțelegeau ce vreau să spun. Și zic, domnule, zic, dar e o onoare, frate, zic, în lupta asta acerbă. Zic, dar de ce vă e frică în fond, ce aveți de pierdut? Și se uită, nu înțelegeau. Zic, domnule, zic, înseamnă că voi chiar nu credeți în lupta naționalistă. Pentru că dacă ați crede, v-ați asuma inclusiv pușcărie, v-ați asuma moarte, v-ați asuma distrugerea familiei, v-ați asuma tot. Păi când ai intrat în lupta asta și ți-ai dat seama prin ce treci, îți dai seama că e o asumare. Foarte puțin cei aleși își pot asuma lucrul ăsta. Dar dacă ești în lupta asta, fă-o, du-o până la capăt. Nu să-mi spui tu mie, dita-i partidul din țări imense ale Uniunii Europene, vai, sunteți speranța noastră, ne uităm la voi cum veți salva România și ulterior Europa. Adevărul e că, nu, cum să zic, chiar m-am gândit și vorbeam cu Clement, cu consilierul meu, mi-a părut rău că nu am mai avut o pereche de opinci să le fi pus pe Parlamentul din Berlin. Dar data viitoare iau o pereche de opinii și le pun și pe Bundestag. Da, uite acum, da, chiar îi spuneam, zic, băi, trebuia să iau opiniile. Și că de ce să mergi cu ele, bașca, ca și mers cu ele, că mi-era mult mai bine decât pe toate cele alea de 15 cm, dar zic, păi îți dai seama că nu poți să te duci altfel decât elegant, nu? Unde tai parlamentul. Și mi-am nenorocit picioarele pe papai noage, dar m-am simțit și bine că scuipam semințe tuturor, adică era minunat, la 1,90 și ceva, hai de capul meu. Dar erau bune niște opinci, că le puneam exact acolo unde am făcut live-ul și am înțeles că e pentru prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva. Și mă rugau să nu mai fac emisiuni în Berlin, ca nu cumva să mai deranjez sistemul, că s-ar putea să nu mai ies din țară. Și zic, mă bagă la pușcărie, da, va fi o onoare pentru mine. Da.
Da, 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 da. Trebuie schimbate mentalitățile. Măi, Cana, vreau să spun ceva interesant. Deci eu vorbesc cu mii de oameni non-stop. De 30 de ani vorbesc cu oameni, dar niciodată, ca în ultima vreme, n-am auzit mii de mesaje pe zi a românilor de pretutindeni, de la Japonia, români în Coreea, români unde nici nu cresc pe mapamondul ăsta, în toate insulele, în toate părțile ale lumii, care spun un singur lucru. Eu vreau să mă duc acasă. Vreau să mă duc acasă și speranța mea că o să se întâmple ceva la noi. Eu, cum spui tu, în 4 ani, Europa poate să fie un singur stat. Ce mai vorbim că o să fie Franța? Nu mai o să mai existe nimic. Să fim toți o apă și un pământ. Dar dacă cineva are o misiune extraordinară, asta este misiunea ta. Și iată cât de mulți români vor să vină înapoi într-o Românie condusă de cine? De tine! De tine, care poți să le dai speranța că România o să fie ceea ce trebuia ea totdeauna să fie. O Românie adevărată, o Românie care nu mai are trădători, nu mai are ticăloși la conducere și o Românie care are o speranță. Tu ești speranța, tu ești viitorul, tu trebuie să fii conștient. Tu îți dai seama de responsabilitatea care o ai, dar este puțin mai mare decât tine, decât crezi tu, decât toți care ne-am adunat în seara asta la live-ul ăsta, mii de oameni care ne urmăresc. Deci, car pe umeri o chestie foarte grea, aduce o cruce foarte grea, apropo de Paște și apropo de post și că ții post. Și ce ai tu de dus nu poate să-ți ia nimeni, nu poate să vină nici nemții, nici turcii, nici nimeni să te conteste pe nimeni. Dacă asta e menirea ta, tu ai să ți-o împlinești așa cum știi tu că trebuie să ți-o împlinești, pentru că ești destinată pentru asta. Așa că eu n-am nicio teamă că cineva te poate da jos sau că toți aceste hahalere care se învârt în jurul tău poate să-ți facă ție ceva rău. Nu poate nimeni să te atingă pe tine, sunt doar vorbe, sunt vorbe în vânt. Și tu știi toate lucrurile astea și le știm și noi. Că de asta stăm de ore în șir și te ascultăm și te aplaudăm și suntem de acord cu tine, pentru că ne dăm seama de forța ta, de menirea ta și suntem susținători. Venim și noi să-ți confirmăm ceea ce ai tu de împlinit. Da, dar românii vor să se întoarcă acasă, Diana. Românii vor cu adevărat. Românul vrea România lui. Vrea de acolo unde s-a născut el, că nicăieri pe pământul ăla, că e Las Vegas cu mașinuțele, că e nu știu unde, nu poate să fie așa de bine ca la el acasă, pe pământul ăla lui, că viitorul omenirii este undeva la țară. Să ai o bucățică de pământ, așa se va putea trăi, în orașele mari nu se va mai putea trăi. Lumea se schimbă, se schimbă vertigios, se întâmplă niște lucruri absolut extraordinare. Dar avem nevoie de oameni ca tine care să participe în schimbare, care să ne ajute să visăm, care să ne ajute să ne adunăm împreună, care să ne ajute să sperăm că numai așa putem să realizăm ce urmează să realizăm. Deci, să ne recăpătăm demnitatea poporului. Exact. În fața unei națiuni, unei lumi întregi, pentru că ne-am pierdut demnitatea sub conducerea acestor obedienți, acestor nenorociți care ne-au distrus pur și simplu imaginea, ne-au distrus demnitatea în fața unui lumii întregi. Auzi, mai puțin că i-am și lăsat să ne-o distrugă, oameni buni. Da, i-am lăsat să ne-o distrugă, hai să fim serioși. Despre asta este vorba, noi toți cei... Eu am o întrebare, stai puțin. Am o întrebare pentru Carmen Hara. Te rog eu frumos, concentrează-te și zim dacă vezi că voi reuși să fac canalul Dunăre-București. Da. Jur, pe cuvânt, nu, e serioasă. Că eu... Să te aplaud. Eu vin în persoană, că nu mai fost de 6 ani în România. Stai, nu mai râde, că n-au ce zice Carmen. Eu vin să te aplaud. Nu numai că reușești, va fi o victorie extraordinară. Va fi unele din marile tare victorii. Tu o să ai multe victorii. Dar una asta e victoria ta. Fii atent, vii la inaugurare. Da. Eu vin acolo, dacă vrei să te o frunză ceva, o pac. Da, întâi să le confiști averile. Eu aia vreau, eu vreau din confiscarea averilor lor plus munca lor, pentru că pedepsele lor
vor fi la muncă. De ce să-i țin eu în pârnaie ca să, bravo, ca să le mai plătim? Bravo. Ca să le plătim pârnaia. Să-și plătească prin muncă la canal. Eu voi cumpăra 500.000 de târnăcoape. Deci de, când voi câștiga prezidențialele, deja am oameni care deja donează târnăcoape și rog frumos pe toți să cumpere târnăcoape 500.000 pentru toți nenorociții ăștia care au distrus România. Trimitem târnăcoape din America. O, oh, altă calitate, frate. Sigur că da, the best quality. Auzi? Cred că o să ne trebuie alea din America. Să salopete ceva de-astea. Adică eu știu ce vreau? Eu o să, fiți atenți aici, că acum o să comenteze toată presa. Eu o să aduc târnăcoape din Rusia. Hai mă, dar și niște târnăcoape americane totuși. Să vedem două brigăzi. Unii cu târnăcoape rusești și unii cu târnăcoape americane. Vedem dar care e mai penetrant. Pe ajungem la o concluzie comună. Aha, alea sunt mai rezistente. Da. Oare? Adevărat. Nu e adevărat. Da. De brigadier. Da. E bine. Dacă totuși Carmen vede bine în viitor, e bine. Diana, e bine că mai râzi și tu, asta ne bucură. Că prea aure, dar ce nervoasă am venit, ce Diana, nervoasă am venit la câte am auzit. E nervoasă și te-am mai decompensat de așa. Dar nu fii deloc nervoasă, să fii foarte relaxată, pentru că știi, tu știi că tu ești aia care câștigi, tu să ai sentimentul ăsta. Că de-aia suntem aici cu tine, ca să-ți arătăm că tu câștigi. Că nu există altă variantă. Și tu știi că nu există altă variantă. N-are cum să fie altă variantă. N-are cum, imposibil. Hai să vezi ce surprize le mai pregătesc. Foarte bine. Diana este omul surprizele. A, nu, că pentru aia trebuie curaj. Nu sunt stare să stai bine. Mai bine la târnăcoape. Da, da. Dar vă dați seama, apropo de diplomația doamnei senator, în contextul de astăzi, reprezintă extremism să faci diplomație, să vorbești cu toate puterile din așa ceva. Eu am studiat politică aici în Marea Britanie 4 ani de zile. Eu nu știu de unde au putut oamenii să scoată o asemenea aberație. Eu știu, trusturile astea, mass media. Cum să poți să scoți o asemenea aberație? Dacă îmi spun ei vreodată unde găsesc așa ceva, eu știu, în orice carte academică serioasă în care diplomația politică și promovarea păcii este considerată extremism, eu atunci vin la ei în partid. Păi da, exact în acest stil le-a spălat creierul nemților. După al doilea război mondial, le-au băgat i-au inoculat în cap că naționalismul e ceva foarte nociv și extremism, deci au asociat cuvântul naționalism cu extremism, tocmai în ideea de a purta ani de zile pe umerii lor această povară și ei, dacă când aud de naționalism, deci sunt disperați, intră în panică. Da, pentru că e derivat din național-socialism, exact. Din nazism. Deci ei asociază o șmecherie conceptuală. Da. Deci special au făcut asta, deci e o chestie de psihologie și folosesc cuvinte care practic sunt cuvinte bune. Le denigrează tocmai ca oamenii să perceapă un mesaj greșit și să le fie teamă să folosească acele cuvinte. Bine, psihologia joacă un rol uriaș aici. Psihologia în politică joacă un rol imens. Oamenii sunt inoculați, oamenii sunt brainwash, sunt, cum să spun, în imposibilitatea de a gândi pentru ei. Asta s-a întâmplat și cu poporul român. Poporul n-a mai gândit pentru el. A gândit o pătură de oameni și care au luat toate deciziile în numele poporului. Și așa s-a ajuns unde s-a ajuns. Până că s-a trezit unul din popor cu mediana care a zis stop, nu vă mai las mai departe de aici, că nu se poate. Și are dreptate. Dacă turnura de nu se produce acum, dată fiind conjunctura mondială în care ne aflăm,
omenirea, în special Europa, e în mare pericol, într-un pericol uriaș care nu vizează România, ci și restul statelor. Și nu știu dacă domnul Silvius vă întreb pe noastră care sunteți specialist în politică, dacă anticipați că așa ceva se poate întâmpla în Europa, dată fiind configurația actuală politică. Știți, am, eu știu, norocul sau să zic, sau nu neapărat norocul, poate ghinionul, ca în momentul în care scriu articole pentru portalul meu de știri, trebuie să mă informez foarte mult și caut și analizez situații și încerc să-mi dau seama ce s-ar putea întâmpla în viitor plecând de la contextul actual. Și mă sperii. Mă sperii cum oamenii nu înțeleg că, nu știu, mai dăunez că citeam un auziți, dar nu vi se pare că românii sunt mult mai treziți decât ceilalți? Păi sunt mult mai treziți. Românii mult mai treziți. Uite, eu sunt un român care trăiesc în America de 40 de ani, sunt mult mai trezită și îmi dau seama de pericolul care există în omenire la ora actuală. Vă întreb pe voi care ne ascultați dacă realizați cum stăm cu toi de pulbere, indiferent în ce parte a lumii ne aflăm la ora actuală. Da, dar problema este că deși conștientizăm, nu putem să ne unim și să urmăm același drum. Gândiți-vă că este conceptul ăsta este menționat de Iisus de 2000 de ani. N-a reușit Iisus, pe bune? Și atunci el n-avea televizoare. Vă dați seama și noi am vrea să ne unim acum, având atâta impact mediatic, sistematic deasupra noastră, ca picătura chinezească sau ca teoria profeției creatoare, care spune că orice minciună repetată continuu devine adevăr. Și mă uitam la televizor zilele trecute când eram acuzat și eu și Diana că am făcut, că am dres, că am nu știu ce, stăteam oripilat și mă uitam, zic, acest lucru nu va deveni niciodată adevăr, pentru că nu este un adevăr. Dar ce să vezi, depinde de referențial, depinde pentru cine nu va deveni adevăr. Poate pentru ăia care se uită la televizor, o parte din ei este deja un adevăr, pentru că a fost suficient de mult repetat. Noi știm că el nu e un adevăr și noi venim și spunem: vreau drept la replică, vreau să spun că nu e adevărat, vreau să vă cer probe. Unde-s probele? Vine orice nei, ca nimeni spune orice despre tine și tu trebuie să suporți toate moșiciile și toate porcăriile și toate minciunile. Și nu ți se dă dreptul la replică. Și atunci ce să faci? Stai și te uiți neputincios, mai mult sau mai puțin, că vom genera o cohortă de plângeri penale și civile și până la urmă normal că va fi reinstituit adevărul pe bazele lui fundamentale. Dar până atunci va dura, adică e chiar o golgotă. Chiar ai de urcat o golgotă și ai de dus crucea până când cei care sunt interesați, pentru că Diana, de exemplu, nu trebuie să ajungă în Parlamentul European. De ce nu trebuie să ajungă Diana în Parlamentul European? Foarte simplu, pentru că o să se ducă acolo și o să spună: domne, dar chiar sunteți cu capul, ce aveți? Sunteți cu vaca pe lucernă? Voi nu vedeți că tot ce susțineți e numai aberații? Adică ce e iureala asta cu digitalizarea? E bună asta ce facem noi aici, că putem comunica, că e totul în regulă, că uite, se întâlnesc acum la o masă rotundă niște oameni din Statele Unite de pe două coaste și de pe vest și de pe est, cu niște oameni din Europa și cu niște oameni din România, din Europa de Est. Deci am cuprins jumate de glob într-o singură emisiune. Ăsta e un triumf al tehnicii. Dar dincolo de treaba asta, când ți se ascultă telefoanele, când vine AI-ul, când vine inteligența artificială și îți poate crea că ai spus sau că ai făcut nu știu ce și acum e doar într-o formă incipientă. De aia gândiți-vă când va ajunge la o formă super sofisticată, astfel încât să o vezi pe Carmen Hara că
de face, nu știu, striptease la club. Și toată lumea o să zică, domne, dar nu poate să facă ea așa ceva. Sau să o vezi pe Diana. Cine, domne, că... să facă striptease la club? Eu. Sau pe tine să te vedem, Diana, că ești, nu știu, o persoană care vorbește la fel ca ăia de la Davos. Că ești discipol al lui Harari sau chestii de genul ăsta. Bă, că toată lumea o să rămână cu gura căscată. Dar, până la urmă, revenim la original, la origine. Până la urmă, contează de câte ori dai chestia aia. Atâta tot. Contează repetiția. Până când lumea nu mai știe ce să înțeleagă. Deci s-a ajuns la un nivel, s-a depășit orice linie roșie, s-a ajuns la un nivel de manipulare care depășește orice și-ar fi putut imagina de la orice înțelept de pe planetă, de la Sun Tzu și până în vremurile noastre, nimeni nu și-ar fi imaginat că s-ar putea ajunge până aici. Băi, până aici, zice Diana, până aici, gata! Până aici! E de ajuns până aici, da. Gata! Când și Amnesty International, o agenție care, internațională care luptă pentru drepturile omului, semnalează problemele care spun, pe care le spuneți dumneavoastră vis-a-vis de inteligența artificială și totul, care o să limiteze drepturile și libertățile cetățenilor, fără să ne dăm seama, o să fim. Nu e ceva care nu este dezbătut în mediile academice sau de organizații internaționale cu renume, cu prestigiu. Însă, dacă vorbești, înseamnă că ești extremist. Dar ce facem cu politicienii români care merg să ia lumină la papa și a doua zi papa acceptă că sunt lumile funcționale? Cum facem cu lucrurile astea? Cum facem că suntem la canal? La canal. De la servici, pentru că nu ne-am înțeles. La canal. Și domnul Rușel, la canal. La canal, dar trebuie să... Am treabă. Care au mers în partidul ăla să înțeleagă odată pentru totdeauna că trebuie să vină alături de noi, nu cu șefii aia lor care merg să ia lumină de la unul sau de la altul doar ca să fie pe funcție. Domne, cine nu înțelege se duce la canal. Avem locuri de muncă. Păi aici vreau să vă mai rog, doamna Diana Șușoacă, când veți ajunge președinte, să știți că aveți putere, chiar dacă îi spun că nu președinte are putere. Amintiți-vă ce făcea Iohannis și Băsescu. Hai să vă spun ceva. Hai să vă spun ceva. Când am ajuns în Parlament, toată lumea spunea ce o să facă asta singură între 466. Și am întors Parlamentul cu sus în jos. Pentru că au recunoscut foarte mulți parlamentari și foști parlamentari și cred că l-ați auzit pe Teodorovici, ce, domne, pentru prima dată în istorie, când un parlamentar descoperă lucruri extraordinare pe care le poate face și pe care nu le-a descoperit nimeni până acum, interpretând legea în așa fel încât să ajute poporul român. Deci vreau să vă spun că până acum n-am prea văzut președinte care să înțeleagă care sunt prerogativele lui. S-a apropiat cât de cât Băsescu, dar din păcate, din cauza scheleților din dulap, a fost preluat și a făcut totul în interesul unei puteri. Dar cumva el a și încălcat legea, însă nu a descoperit ce putea să facă pentru poporul român. Atenție ce spune Constituția, Republică semiprezidențială. Nu spune semiparlamentară, semiprezidențială. Adică puterea este împărțită între președinte și parlament, însă superior este președintele, care poate dispune la un moment dat, după bunul său plac, între anumite limite. Aș fi vrut să văd un președinte care se duce și prezidează ședințele Parlamentului sau ale Guvernului. E una dintre posibilități. Și este cel care conduce respectivele ședințe. Ia închipuiți-vă voi o ședință de guvern în care Diana Iovanovici-Șoșoacă se duce peste ei.
Ce credeți că se va întâmpla? Până aici, gata. S-a terminat. Cam așa ceva. De bucurie, dacă... Practic, ia gândiți-vă. Gândiți-vă plenul Camerelor Reunite și vine Diana Iovanovici-Șoșoacă și prezidează plenul Camerelor Reunite. Gata, până aici. S-a terminat. Ia gândiți-vă voi că președintele României este cel care numește magistrații. Câți magistrați ne lipsesc? 3/4. Va fi o plăcere nebună pentru mine să umplu magistratura cu magistrați viscerali, demni, verticali. Ia gândiți-vă că președintele României numește directorii serviciilor secrete. Bă, aici am niște idei. Aici va fi plăcerea vieții mele. Ce Antena 3, ce Românica TV, ce Irealitatea, ce Gigi24, e Șoșo TV, cu Zeus TV, cu Carmen Hara Prediction SRL sau ESA, să te ții prătică. Eu de-abia aștept. Deci credeți-mă, va fi și canalul Dunăre București. Mai facem. Mai facem unul că trebuie să devenim cea mai tare. Cea mai tare țară. Și e păcat de toată Dunărea aia. Chiar e păcat. Păi și autostrăzile, dai seama. Autostrăzile, nene. Băi, cred că facem unele de alea suspendate ca să-i atârnăm pe toți în spânzurătoare. Și că să desfacă într-un fel sau altul traficul din București. Păi are vreunul vreun proiect pentru așa ceva? Acum, serios. Eu am. Dar chiar, dar o să-l spun, chiar să te întâlniți cu tot. Nu se poate acum. Acum o să-l discute candidatul nostru la primăria municipiului București. Păi eu de asta am și deschis vorba, că mă gândeam că ai tu ceva de menționat în sensul ăsta. O să avem cu toții, dar mai ales acel candidat surpriză care va fi bomba bombelor. Avem o propunere pentru municipiul București, va fi... Dar știi că ei tocmai au senzația că s-a închis discuția despre candidatura la primăria. Asta spun. Ce a făcut? Asta atât de sensibil ai dispărut, Diana? Da. Sergi, asta spun și eu. Că se va încheia discuția, gata. End of story. Deci ei zic că sunt 4 candidați acum. Băi, fraților, ia fiți atenți voi aici. Că mă iau și eu după Nenea Băsescu, care spunea așa, plângând din nu știu care ochi, că nu înțelegeai care ochi plânge. Că era cu unul hăi și altul cea. Auzi, dacă poți să spui și chestia asta, cu ce am greșit noi să fim atât de blestemați ca după atâția zeci de ani să avem parte tot de niște comuniști candidați exact și la primăria municipiului București? Bă, aceiași, mă! Bă, zici că nu, că s-a terminat România. Tot Firuța, tot Nicușor, Plicușor, tot Piedone. Adică Firea, tu zici că e comunistă? Pe da, unde, bă, că îi au făcut la case și la blocuri în voluntariu ăla. Păi și ea a făcut. Păi și ea a făcut, frate, dar pe bani. Păi aia nu sunt comuniști, ea sunt foarte capitaliști, crede-mă. Nu este capitalism, este comunism, pentru că știu eu. Deci ăștia sunt cei mai comuniști oameni.
Deci firea cu Nicul Plicușor, cu Piedone și cu Burduja sunt exponenții neocomunismului în România și neocolonialismului. Da, ăla a fost tot timpul cu un ONG cu mâna întinsă. Dă și mie, mai dă și mie. Și a făcut tot timpul procese. Și s-a situat în situația paradoxală. Când a ajuns la primărie, el era primăria și el era ăla care dăduse în judecată primăria. Stai un pic, el când a... N-ați înțeles. El când a ajuns la primărie era deja extenuat. De atâtea procese, da. Așa că nu știa ce să facă cu ele după aceea. Că era când de o parte, când de alta baricadei. Când cu interlopii, când fără interlopii. Eu de-abia aștept să iau pe toți la rând după fiecare dosărel al lui. De-abia aștept. Exact cum s-a întâmplat, nu știu dacă ați văzut azi. Deci, Madame Clotilde... Clotilde Armand de Șobolanus de Bucureștiul sectorul 1. Doamna Clotilde apare dimineață și cu o aroganță și o nesimțire imperturbabile își depune dosarul la sectorul 1, evident având experiența de acum 4 ani când a furat de a spart toate voturile și n-a pedepsit-o nimeni. Nici usturoi n-a mâncat, nici guna nu i-a puțit. Bun. După 2 ore, Madame Clotilde, într-o aroganță și o nesimțire inacceptabile, așa româno-franceze, la o conferință de presă spune, nu știu, eu v-am mai spus, eu cred că s-a crezut șoșoacă. Ciolacule, eu o să te trimit la cofrigărie, adică la pușcărie. După 2 ore, timp în care Ciolacu a dat un telefon, apare parchetul general. În acest moment, doamna Clotilde Armand a fost trimisă în judecată pentru infracțiunile de... S-a dus dracu și pușcăria lui Ciolacu, s-a dus dracu și dosarul ei de candidată. Numai șobolanii au rămas în sectorul 1 și vă spun că s-au deplasat în sectorul 2. Noi ieri am avut ședință nu numai la un bloc, la toate blocurile din cartier. Acolo e cartier de avocați, judecătorii, militari și așa mai departe. Și toată lumea disperată să vină joșoacă. A venit joșoacă, dar nu știam pentru ce dracu să vin. Diana scapă-ne de șobolan. Zic, păi da, duceți-vă la vot și vă scap. Zice, nu de ăia, de ăia pe bune. Acum nu râdeți, că e nașpa. Ce îmi povestesc oamenii care stau la etajele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? S-au trezit cu șobolani în casă. Sunt șobolanii din sectorul 1 care au migrat pe sectorul 2, că-i teoria migrației. Și mai avem și sectorul 5, care și acolo e o migrație totală către 6, 4, 3. Cert este că sunt atât de mulți șobolani încât se urcă efectiv pe toate țăvăraiele și intră pe unde l-a descoperit pe unul că a fugit. Pe la scurgerea de la chiuvetă. A spart efectiv asta, chestia aia, cum se numește, mă, sita aia, da? A spart sita, a ieșit pe acolo și când a intrat ăsta că a auzit rost, plos, bum, poc, nu știu. Probabil că era unul de ăsta sinucigat, se lovea cu capul de toți pereții. Când l-a văzut, pac, a luat-o înapoi pe gaură prin sita respectivă. Și cică se urcă pe blocuri, efectiv îi vezi pe ziduri cum se urcă. E invazie de șobolani în București. Eu de-abia aștept să văd ciuma bubonică și să văd toți politicienii cu fug din București. Deja ce? Avem și șobolani alpiniști, dacă se urcă așa pe blocuri. Da. S-au readaptat. În curând o să spele geamurile. Șobolanii emigrează de frică asta. Deci, pe bune, nu, eu chiar vorbesc că e o mare problemă. Oamenii erau disperați și mă întrebau, tu la tine în casă nu ai șobolan? Zic, nu, eu l-am dat afară. Zic, la mine nu mai sunt șobolani în casă.
Am înțeles, dar, da. La primăria capitalei ar fi niște candidați de mare forță și ei n-au nicio treabă cu Rusia și cu chestii de-astea, dar... Ei n-au treabă nici cu România, dar nu mai contează. Uite ce mișto e zâmbărilă. Știi cine e zâmbărilă ăsta? Cine e ăla? Ia uite aici. Dar nu văd. Cum a ajuns Marinel Burduja, administrator al Roslatina? Cine? Marinel, mă, tata lui Burduja, mă. Nu e candidat la primărie? Încă, dar mai e timp să-l dea, da. Să se ducă pe drumul lui Cârstoiu. Deci, tu ești putinistă, dar ăsta... Eu nu sunt putinistă. Are pasul lucra la oligarhul. Măi, Carmen, stai puțin, oprește. Carmen Hara, mă vezi tu pe mine putinistă? Nu. Eu cred că și Putin fuge de mine. Sunt sigură. Asta clar. Mă gândisem și eu. Da. Tu ești mai tare, deci... Normal că sunt femeie. Deci de 3 ore și jumătate ne chinuim aici să tragem niște concluzii, oameni buni, în legătură cu impactul Dianei Șoșoacă și al partidului SOS în diaspora și nu am tras concluziile. Că trag eu concluzia. Stand up and fight. Stand up and fight. You're in the army now. Army SOS Romania. End of story. It's enough. Asta voiam și eu să spun. Toți cei care suntem în diaspora trebuie să-i trezim și pe cei de acasă, care încă nu ascultă și încă nu vor să afle adevărul și să-l susțină. Noi vrem să ne întoarcem acasă, vrem o România așa cum trebuie. Haideți, transmitem tot naționalismul pe care îl avem noi să-l transmitem și celor de acasă, pentru că sunt foarte nepăsători. Da, dar înainte de asta, transmiteți acolo, în UK, că pe data de 9 iunie trebuie toți românii să vină în forță ori la vot acolo, ori ăia despre care spuneai tu, Nicoleta, că și-au luat de luni de zile, uite, te-am titrat aici pe burtieră și am lăsat-o să circule o oră și mai bine, faptul că mulți români și-au luat bilete de avion cu luni de zile în urmă ca să vină pe 9 iunie să voteze în țară, oameni buni, dar știu că mulți dintre voi, că totuși jumătate de România e afară din țară, nu o să poată veni în țară, așa că acolo, la fața locului, cu toții, unde vă aflați, în țările în care vă aflați, trebuie să vă duceți la vot și o să fie ceva complicat. Eu presimt că vor fi blocaje acolo la secțiile de vot din diaspora, pentru că am senzația că, sau din ce știu eu, din feedback-ul pe care l-am eu, vor veni foarte mulți români la vot în diaspora și toți acești români vor face cozi imense. Se va întâmpla ca în, să-mi aduc aminte, 2016, dacă mi-aduc aminte bine, când oamenii n-au mai putut vota. Au venit de la zeci și sute de kilometri și acolo, când au ajuns, erau niște cozi infernale și unii dintre ei n-au mai putut să stea ore întregi la coadă pentru a-și da votul. Și bineînțeles că în mod paradoxal a câștigat atunci Dragnea, dar el, curios, n-avea în diaspora nimic. Deci toate voturile din diaspora au fost exercitate, dar cam degeaba. Ceva foarte ciudat s-a întâmplat acolo. Au fost aruncate la gunoi, vă spun eu. Probabil, da. După aceea, unii au avut impresia că Dragnea era vreun naționalist, că era vreun mare iubitor de țară. S-a văzut cât de naționalist, de iubitor de țară. N-a dus un proiect la bun sfârșit. Până la urmă, îi era frică ori să nu-i tragă preșul firea de sub picioare și să ia partidul, ori să nu-l bage Coldea la pușcărie. Din nefericire pentru el, s-au întâmplat amândouă lucrurile.
altuia a tras după principiu fii atent mai bine în jurul tău, că ești atent la unul că îți trage preșul și îți trage celălalt. Adică l-a rezolvat întâi Dăncilă, după aia Ciolacu și cu partidul, iar cu Pârnaia l-a rezolvat domnul Coldea și cu alții liniștit și fără niciun fel de probleme. Deci cam asta este de fapt, oameni buni, problema. Pot să trag eu o concluzie înainte să plec? Da, chiar te rugăm. Să facem România mare din nou. Let's make Romania great again. Yeah. Asta-i pocta ce-o poctesc eu. Și noi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet, vă iubesc, vă îmbrățișez cu toată dragostea. Doamna Diana, mă retrag. Strigați, vă mulțumim. Strigați-ne durerea, strigați-ne cu voce tare. Spuneți-ne durerea, pentru că numai prin vocea dumneavoastră vom putea învinge sistemul ăsta infect. E durerea noastră. Doamne, că tot m-ați provocat, că tot m-ați provocat, dacă ar fi să-mi strig durerea din mine, ați rămâne surs cu toții. Să rămână așa cum v-am zis eu. Let's make Romania great again. Să facem România mare din nou. Doamne ajută! Doamne, vă iubesc și vă mulțumesc din suflet pentru tot. Vă pup. Mulțumim, Diana, tocmai de la Iași și-a făcut timp să fie cu noi.